ridicați. Vă sez. Ședința de la început. Redăm citirii procesului verbal din ședința anterioară. Și punem la vot. Dacă sunteți de acord, să citim procesul verbal din ședința anterioară. Cine-i de acord cu procesul verbal din ședința? Abținere. Împotrivă. Abținere. Stimați consilieri, suntem invitați astăzi la ședință ordinară cu următoarele proiecte de hotărâri. Supun la vot ordinea de zi. Cine este de acord? Abținere, împotrivă. Dacă mai sunt și alte proiecte în afară de asta care ne-a fost prezentate. Vreau nu veniți mai pe urmă. Putem începe și începem cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al comunei de Bacău. Vă rugăm ca comisiile de specialitate să vă spună instrumentul. Comisia Buget Finanță a participat la ședința cu inițiatorul proiectului de hotărâre și după discuțiile care au avut loc, avizul este favorabil pe proiectul așa cum a fost inițiat. Deci în forma prezentată. Avizul este favorabil. Domnul Cupescu are completări, a cerut de ieri ca să aducă astăzi primarul niște completări la UNICEF. Da, o să le aflăm în patru ședințe și atunci ne votăm și asupra punctului. Comisia juridică să vină cu amendament, cu... discutăm atunci, nu la momentul... Discutăm despre punctul 1 și vă rugăm frumos să vă înscrieți la cuvânt. Am o rugăminte frumoasă pentru dumneavoastră să nu vorbiți unul peste altul. Înainte de a vă înscrie la cuvânt, în urma discuțiilor cu comisiile de întâlnirea avută pe comisii, a reieșit o omitere a noastră, adică banii pentru lista de investiții propuse. Nu era decât pe aprobare tractorul și remorca pe care am discutat-o că ar trebui să o achiziționăm. Nu era decât nici în buget pentru că vrem să o achizăm din, o să venim cu proiect de hotărâre din fondul de rulment, dar singura modificare pe care aveți acum în fața dumneavoastră a listei de actuale de obiectivelor de investiție este trecut, noi am omis-o și urma sesizărilor dumneavoastră am trecut-o pe lista de investiții. Mulțumesc. În rest, am discutat ieri, dacă avem probleme sau aveți amendamente, vă stăm la dispoziție. Aveți cuvântul, doamna. Amendamentul, i-am spus și în, am vorbit și domnul primar în cadrul comisiei și la culte, pentru susținerea cultelor pentru biserici, am înțeles că este suma de 70.000 de lei, care o să se împartă, o să ceară domnul primar, să vină fiecare cu număr de noriaș și obiective și am înțeles că ședința din luna mai o să discutăm exact pentru alocarea sumelor. Problema care este? Suma este... bună, mulțumitoare. Vorbind cu părintele de la Parohia Ortodoxă Orgești, a spus că ar fi nevoie să și dânsul, și nu vorbesc în numele dânsului, o să vorbesc dânsul, a spus că ar fi nevoie pentru pus acoperișul la biserică și suma ar fi 30 la casa parohială, așa. Și suma ar fi 30.000 de lei. Dacă nu are acești bani, nu se poate apuca de lucrare. Ca să nu vin să vorbesc de acei 30.000 de lei, în afară de cât ar fost alocat din cei 70,
Am zis așa, la reabilitare monument istoric, la sediu vechi al primăriei, proiectare, foarte bine că se, este pentru reabilitare. Acolo are și UNICEF activitate și credeți-mă, dar sigur nu se poate face anul acesta, având în vedere că nu au început nici măcar documentațiile și știm ce înseamnă până se fac, se obțin avize și toate, nu mai zic procedură de licitație, se treacă la execuție. Atunci și cu sursa, zic, se pot lua, dacă la Biserica Ortodoxă, adică pentru culte ar fi 10.000 de lei, se mai pot lua 20.000 de la 150 de aici. Deci aceasta este propunerea mea și dumneavoastră o luați ca atare. Susținută de comisie. Da, da, exact. Și pe asta, iar ce discuție mai este aici? Astăzi au venit un grup, cred că circa 20 de cetățeni din satul Horgești, din satul Sovodor, în legătură cu extindere rețea. Le-am explicat unde se face extinderea, dar au spus că au fost greșit informați de consilieri, că nu s-au pus bani pentru extindere rețea, ba mai mult au fost puși pentru reabilitarea căminului cultural, care e de la Răcătău, că e singurul cămin cultural pe care îl are în comună, și s-ar fi pus, spun în bani vechi, 7 miliarde, ceea ce nu este adevărat și le-am arătat și pe gârtii. Care dar consilieri, doamnă, puteți face și o precizare? Da, dacă n-au spus ei, nu pot să vă spun nici eu, chiar unii ai stat, spuneți-vă, păi, n-au spus. Păi bănuiesc că sunt consilieri din Asovodor. Deci bănuiesc și eu. Deci nu cred că au vorbit cu noi de la Răcătău. Deci au venit cel puțin 20 de persoane și n-au vrut, niciunul n-a vrut să dea nume. Și pare rău că vă spun, consilieri din Asovodor, ieri în cadrul comisiilor, n-am văzut să participe, așa de să fie... Dar n-am fost anunțat, domnul... Cum n-ați fost anunțat? Dar sunați și dumneavoastră, dar ce faceți acum? Trebuie să vă informăm, nici eu n-am știut, dar m-am informat. N-am știut niciodată, m-am informat acum, nou. Eu sunt sigură că cine a vorbit știe, chiar dacă ceilalți n-au vrut să spun, și să nu mai inducem în eroare cetățenii. Nu, informații false, doamne, nu a vorbit niciun consilier de la Sovodor. Eu vă spun că așa au spus și erau, toți au spus grada. Nu, informații false. Au fost 20 și au spus 20 și înseamnă că ceva e. Exact, și asta n-am auzit, mai erau funcționarii primărie și că spuneam că ți-a zis 7 miliarde s-au pus la căminul cultural Răcătău și pentru investiții, pentru extindere rețea, nu s-a pus nicio. Asta s-a disus. Și chiar să știți, am și spus că o să spun și în ședință și o să vă spun consilier că n-au vrut să dea nume. Am insistat, dar n-au vrut să dea nume. E clar, uitați că aveți și suma aici, scris clar. Le-am arătat. Deci eu le-am arătat. Mă crezi că le-am arătat? Și atunci, nu credeți că... prost informați. Nu știu ce vorbea. Care informează. Care informează prost. Domnul Trufescu, mai fac și înscenări, domnule. Fac înscenări, că... Atunci au venit, m-am zis, n-a venit unul. Nu e să cumpără. Lăsați, că discuții de astea se pleacă tot din partea consilierului, să știți, fără supărare. No. Bine, păi rugăm să vă înscriți la cuvânt, domnule, care cum aveți ceva de spus asupra acestui proiect de hotărâre, vă înscriți la cuvânt. Ce am înțeles, ieri nu a fost când am venit domnul Dancă, dar nefiind aici și nu știu dacă ajunge și totuși fiind din comisia juridică, ce a zis domnul primar, dânsul ar fi venit cu un amendament să se aloce bani pentru căminul cultural, căminul Casa de Tineretului din Horgești, din satul Horgești. Este foarte bine, dar domnul primar i-a spus că banii noi, primăria, nu putem să alocăm pentru Casa Tineretului, nefiind imobilul nostru. Este al parohiei. Dacă se alocă bani, se alocă parohiei catolice Horgești și parohia să decidă ce face cu banii. Că investește în casa praznicală, că investește în casa tineretului, dar nu se pot da bani special cu destinație casa tineretului. Acesta am zis amendamentul lui domnului Dancă. Dar nu e aici, dumnealui... Păi nu, am zis ca să... Eu vă spun în discuția de ieri, care a participat domnul Dancă, a zis că ar vrea să alocăm niște bani pentru Casa Tineretului. Eu am menționat destul de clar. Noi nu putem aloca bani la Casa Tineretului direct, noi putem aloca, dacă dați voi. Noi putem aloca bani către parohie, iar preotul paroh să stabilească dumnealui prioritățile în cadrul parohiei. Nu, suntem noi cei care... Deci, ca și, într-adevăr, dumnealui o să spună că sunt, într-adevăr, activități cultural-artistice. Am zis, nu, faptul că noi nu dăm aprobare dacă se facă o activitate cultural-artistică. Noi venim să cerem permisiunea preotului paroh și atunci este subornată cu mâncării și noi dacă suntem de acord, dar o să vină dumnealui să ridice amendamentul, poate nu susținem noi bine cauza, eu vă spun ceea ce am discutat,
să alocăm bani pentru parohie, pentru acest obiectiv. Iar pe școli, e foarte bine că și domnul directorul vă primim în directorul. Nu, păi nu mi-au răspuns la telefon. Da, am domnul zis. Lucaci, dânsul are niște priorități. Și domnul Lucaci era aici. Da, da, este, aici, este, aici, este, aici, aici. Am mai făcut este discuții, prezent. Sunt mai multe priorități. Okay. Cred că ar fi util să dăm cuvântul invitațiilor ca să okay, da. De vedere și da. După aia noi să... Da. Ok, cel mai bine așa, da. Da. Dom'le, care din invitații? Haideți, pe înainte, dar au început cu parodiei. Dar luați loc, părinte. Luați loc, părinte. Luați loc, părinte. Nu suntem la școală, nu suntem direct. Da, aș vrea ca propunerea noastră să nu fie înțeleasă ca un abuz sau... o exagerare, ci efectiv tipul lucrării pe care îl dorim, impune finalizarea lui. Nu poți să fii acoperiș să-l termin la anul. De-aia, dacă varianta pe care ați indicat-o e fezabilă, ar fi foarte bine. Dacă nu, nu știu, putem lua în calcul, să zicem, să anul viitor să nu cere nimic, tocmai ca să acoperim suma sau, știu, să găsim altă posibilitate pe care noi să o propuneți. E, la fel, nu prea poate fi amânată lucrarea, pentru că deja plouă în 7 blocuri și asta înseamnă posibilă degradare a întregii clădiri. Nu putem iarăși să cerem ajutorul credincioșilor pentru că sunt implicați deja în alte lucrări și e peste puterea lor financiară. De aceea v-am cerut ajutorul dumneavoastră și sigur, chiar dacă suntem în miercurea trădării, sperăm să nu cădem în ispita asta, nici de o parte, nici de cealaltă și să găsim o soluție cât de cât agreabilă. Nu știu, dacă sunt întrebări, poate cineva n-a înțeles sau nu-mi dau seama de acelea. Da. Sigur. Da, eu cred că avem problema, problema este că ieri la buget, când am discutat chiar la capitolul culte, s-a stabilit și așa este normal ca să bună și un proiect de hotărâri privind repartizarea. Asta nu putem stabilează în ședință că da, sunt multe bani de acolo, se duc la casa parohială care însemna dacă în ședința nu am zis la culte să se mai ducă sumă. Am înțeles. Să se suplimenteze la cult. Exact. Deci aici trebuie ținut cont și asta rămâne văzut. Dacă 150 și 120 de mii sau cât ar rămâne pentru împocmirea proiect, studii, tot pentru sediul vechi, este suficient. Și dacă nu, să vedem de unde s-ar putea găsi pe parcurs suma. Clădirea respectivă este în pericol de autodistrugere, se vede. Peretele despre nord e aproape dus și acolo o lucrare mai, pe lucrare mai, mai amplă. De la culte, de la cultură, de la monumente, de istorie, așa mai departe. Proiectul în sine e o sumă. Proiectul o să fie... 350 mii. Da, am discutat că acolo aici, de față, deci proiectul o să coste peste 50 mii, așa au spus cei de la... Să rămâne pe ideea că dacă se mută suma, nu știu, rămâne la percept, să rămâne suma, urmează să țină cont de toate prioritățile și de toate propunerile și că urmă, în funcție de posibilități, să înseamnă ce suma. Deci nu putem să... Deci am stabilit și faptul că, mă scuzați, dacă va veni o expertiză în privința casei respective, poate ne uităm un pic și la deal la biserica de lemn. Să ne spuneți doar cât mai ține cu o mică privire, așa, cei care vor veni. La tot faci cu proiectul pe care îl facem de reabilitare. Să știm că oricum să ne trebuiască expertiză obligatorie și la cel atât la noi la sediul respectiv, cât și la biserică, orice edificiu construit trebuie, pentru intervenție trebuie expertiză tehnică obligatorie. Nu mă refer la biserica de lemn fiind de monument istoric. Păi da. La fel, cei care vor veni aici să arunce o privire și acolo. Da, păi am zis și am venit cu o propunere în momentul să facem front comun, în cazul în care putem negocia un pic asupra prețului acelor două proiecte. Cele două proiecte vor fi separate, dar având în vedere că o să vină proiectantul și o să facă
și în ambele locuri să putem negocia sumele respective. Cum stă? Efectiv, dacă ornamentul e în pericol. Bine, expertiza ne spune. Da, asta deci expertiza ne dă voie dacă putem să intervenim sau nu putem să intervenim. E clar, destul de clar chestia asta. Iar eu vreau să vă țin că am discutat și vă spun că am discutat și a exact propunerea pe care am avut-o ieri în cele două comisii, am discutat-o și astăzi în comisia de juridică, în care vom aloca astăzi ca sume pentru, vom stabili sumele alocate în general, urmând ca în ședința până pe 20 mai, să facem adresă scrisă dumneavoastră, sunteți aici, să se prezinte numărul de enoriași și proiectele efectiv ce ar trebui să se solicitări efectiv cu banii respectivi. Numărul semnând un tabel cu numele. Nu, nu, nu. Nu, asumați dumneavoastră. Bă, facem cunoscut, parohia Borgești are un număr de 500 de enoriași. Noi le calculăm în familie, dar dacă trebuie nu, să... Nu, nu, e număr de enoriași ca să știm. Chiar discutam, în privința asta, ne trezăm că avem 5.000 de locuitori în anul noastră și iasă vreo 6.000 enoriași. Acolo, acolo, na, sperăm să nu fie așa. Deci asta vreau să spun. Deci, concluzia la care am avut-o cu colegii, cu consilieri, au ajuns la concluzia. Deci, număr de enoriași și obiective, ca priorități. În momentul și urmând ca în luna mai să venim cu proiectul de hotărâre și să avem atunci o împărțire efectivă a banilor alocați. Asta o să alocăm numai sume. Asta. Nu știu, dacă cineva vrea să ne adreseze o întrebare, da, dacă nu mulțumim... Mulțumesc și eu de invitație și... Domnul director. Sigur, urăm sărbători pascale fericite celor din... Mulțumim. Care deja, pentru cei care urmează, sigur, să trecem de săptămâna patimilor și... Într-un fel și pătimirea noastră și în administrație și în biserică să meargă spre lumină, așa, să ieșim la lumină. Multă sănătate, doamne aștept, Dumnezeu să fie așa. Domnul director, cuvântul, că după aceea suntem în... Bună ziua și Hristos a înviat acelora dintre dumneavoastră care sunteți de religie catolică. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa astăzi la ședința de aprobare a bugetului, deși recunosc că m-aș fi așteptat să fiu chemat anterior la ședința de discutare a bugetului pe comisii, întrucât acolo puteam să ne susținem necesitățile și să puteați cu aceea... Dar suntem grămadă, acum trebuia să stați 6 ore. Stăteam 6 ore după lucrurile. Aș vrea să încep prin a lămuri puțin care este sursa de finanțare în ceea ce privește unitățile de învățământ, întrucât înainte de ședință sunt domnii consilieri care n-au înțeles care este procedura. Deci, sumele pentru finanțarea unităților de învățământ sunt distincte. Este finanțarea de bază, finanțarea pe elev, în funcție de numărul de elevi, se primește o anumită sumă pentru învățământul preșcolar, pentru învățământul primar și învățământul gimnazial. Acum, reducându-se populația școlară de la aproape 600 de elevi la 443, sumele de care dispune școala sunt mult mai mici. În ceea ce privește distribuția acestor sume, sunt toate cheltuielile salariale și apoi cheltuielile materiale. Școala nu poate cheltui la cheltuielile materiale, la acest capitol, decât pentru furnituri de birou, materiale de curățenie, încălzit, iluminat, forță motrigă, carburanți lubrifianți, piese de schimb, poștă, telefon, TV, radio, fax, internet, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Dar aici, la alte bunuri și servicii, nu intră cheltuielile de reparații capitale sau de investiții. Deplasări interne și pregătire profesională. Banii pe care îi primim, doar la aceste categorii de cheltuieli pot fi direcționați. Și direcționarea se face în urma unor ședințe, în cadrul Consiliului de Administrație, în cadrul Consiliului Profesoral anterior și apoi în Consiliul de Administrație. Nu directorul duce banii într-o parte sau altă. În ceea ce privește finanțarea complementară, noi avem un articol în Legea Educației Naționale, este vorba de articolul 105 din Legea Educației Naționale, care spune: finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale, de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație pentru următoarele categorii de
cheltuieli. Și o să vă rog să fiți foarte atenți, domnul consilier, care m-ați abordat înainte de ședință. Investiții, reparații capitale, consolidări, adică toate aceste cheltuieli trebuie să revină în sarcina dumneavoastră. Dar dumneavoastră nu. Nu, acestea nu. Cele dinainte. Da. Subvenții pentru internate și cantine, cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor, cheltuieli cu bursele elevilor, cheltuieli pentru transportul elevilor conform prevederilor articolului 84 alineatul 1, cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice conform legii, cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit, cheltuieli pentru concursuri școlare, activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ, cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă pentru personalul angajat, preșcolar și elevi, gestionarea situațiilor de urgență și cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și formării profesionale. Și spunând aceste lucruri, cred că am lămurit cam ce ar putea să facă școala cu banii din finanțarea de bază și unde este nevoie de sprijinul dumneavoastră. Trebuie să precizăm foarte clar. Am primit sprijinul dumneavoastră în ultimii 2 ani și apreciem foarte mult lucrul acesta, că s-au realizat niște lucrări și pe care toți dintre dumneavoastră ați putut să le vedeți. Este vorba de acoperișul școlii, este vorba de școlii de centru, școlii gimnaziale Horgești, este vorba de lucrările care au ținut de izolația exterioară a pereților și geamurile. Școala a putut să participe cu o sumă doar acolo unde erau nevoie de reparații. Adică la hornuri, toate hornurile au fost realizate din bugetul școlii, pentru că am mers pe reparații. Acoperișurile deasupra scărilor și deasupra centralei termice. Deci, prin urmare, noi am putut asigura o participare financiară la aceste lucrări majore pe care le-ați decis dumneavoastră aici în Consiliul Local și pentru care vă mulțumesc. Și vă mulțumesc tot satul, toți elevii sunt recunoscători, am făcut-o în repetate rânduri. Avem nevoie, în continuare, de sprijinul dumneavoastră. Unitățile de învățământ au nevoie în permanență de sprijinul consilierului local, de implicarea autorităților administrativ-teritoriale, pentru că aceste condiții ale elevilor depind foarte mult de finanțarea pe care o primim, de această finanțare complementară. Am identificat împreună cu elevii și părinții, în cadrul unor ședințe cu părinții, în cadrul unor lectorate, este vorba de ședințe la care participă absolut toată lumea, de regulă participă comitetele de părinți. Eu întotdeauna când fac un lectorat cu părinții, cer participarea tuturor factorilor. Am invitat de asemenea consilieri locali. Au răspuns favorabil la Sohotor, domnul Dudulică și domnul Boboc. Au participat la acel lectorat cu părinții în care s-au identificat prioritățile de investiții. Atât de la Sohotor, cât și la școala de centru. Și dacă îmi permiteți, o să dau citire acelor solicitări la acest capitol finanțare complementară, care trebuie acoperi. Aceste categorii de cheltuieli sunt acoperite din bugetul administrației locale. Lucrări de investiții, reparații capitale și consolidări la structura Sohodor a școlii gimnaziale Horgești, întrucât spațiul de școlarizare este insuficient și necorespunzător, sănătatea fizică și siguranța elevilor fiind puse în pericol din cauza gradului înalt de deteriorare în care se află corpul vechi de clădire. Nu e o noutate. În fiecare an puteți verifica, înaintăm mai multe adrese care au ca punct de deschidere situația școlii gimnaziale Sohodor. De asemenea, solicităm construirea unei noi încăperi la magazie, la magazia de la Sohodor, pentru depozitarea materialului didactic. Nici nu mai avem spațiu, alt spațiu în care să materialele didactice nu mai pot fi depozitate în mod corespunzător, nu este spațiu necesar. Ne mai vorbim de faptul că spațiul pe care îl avem nu este corespunzător fără a putea efectua noi lucrări de reparații la școala veche. Și dumneavoastră știți foarte bine că lucrările de reparații capitale se realizează din bugetele administrației
locale. Ce am făcut noi la Sodor? De multe ori am fost întrebat acest lucru. Am reparat acoperișul magaziei vechi, pentru că ploua. Am reparat calculatoarele care se defectau în mod frecvent. Am reparat gardurile, că în fiecare an sunt rupte. Am efectuat lucrări de reparații la acele calorifere electrice care reprezintă cea mai mare cheltuială a sumelor pe care le avem, sunt distribuite acolo. De ce? Pentru că odată curentul costă foarte mult și o mare parte, mai mult cred că decât la lemn, se duce către acea centrală, este foarte păguboasă și se defectează în permanență. În permanență se defectează. Numai iarna aceasta, abia am ieșit din iarnă, am căutat tot felul de soluții, deci acolo trebuie neapărat găsiți dumneavoastră o soluție să ne sprijiniți și dacă o să vă uitați pe nota de fundamentare pe care am înregistrat-o și sunt și alte documente înregistrate anterior, veți găsi solicitarea privind achiziționarea unei centrale termice pe lemn sau peleți la școala nouă de la structura Sohodor, deoarece caloriferele electrice nu funcționează corespunzător în anotimpul rece, iar costurile cu reparațiile și înlocuirea acestora, precum și cu plata facturilor, sunt foarte ridicate. N-am abandonat ideea construirii unor toalete interioare, conforme cu cerințele actuale, atât la grădinița cu program normal Horgeș, cât și la școala de centru și la structura Sohodor. Direcția de Sănătate Publică Bacău și Medicul de Familie ne-au atras atenția în repetate rânduri că numeroasele îmbolnăviri din sezonul rece, mai ales, se datorează lipsei acestora. Sunt obținuți bani în proiectul de incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivel comunitar, în parteneria cu Tăr de Zom, dar banii sunt prin această asociație trimiși în cadrul proiectului nostru. Suma de 20.000 de dolari. Această sumă este insuficientă. E clar. Trebuie neapărat găsit o soluție să fie suplimentată și să rezolvăm această problemă. Mai ales că vedeți că mereu problema toaletelor revine în actualitate. Mai cade câte un copil în toaletă și responsabilitatea se împarte între director și primar și consiliul local, atenție, nu doar primarul se face responsabil, pentru că directorul trebuie să înainteze hârtii și să explice exact cum am explicat eu astăzi cum funcționează primirea finanțărilor și distribuirea acestora și împreună cu primăria trebuie să căutăm soluții ca să preîntâmpinăm evenimente neplăcute ca cele de care ați auzit în presă. Altă solicitare. Achiziționarea unor calculatoare noi pentru cele două laboratoare de tehnologie a informației și a comunicării, întrucât doar 6 din cele 40 mai funcționează. Calculatoarele au fost procurate în anul școlar 2006-2007, sunt depășite moral și tehnic, nu mai pot fi reparate pentru că au fost reparate, de când sunt director cel puțin, cred că de vreo 4 ori înainte să depun ultima adresă și încă de 2 ori de atunci. După cum reiese de raportul tehnic întocmit de inginerii care au efectuat ultimele lucrări de reparație, atunci au fost datate, domnul Tufescu, dacă vreți să mă ajutați, decembrie, în decembrie. Da? V-am înaintat un raport al inginerilor care au reparat ultima dată calculatoarele, în decembrie. Vi l-aș fi dat în comisia pentru învățământ. Vi l-aș fi dat în... Vi l-aș fi dat în comisia pentru... Eu mi-am spus pe partea legală a lucrurilor. Da. Adică când aveți o dovadă de la un inginer care vă și confirmă... Întotdeauna avem. Atunci treaba este ok. Eu nu v-am zis că sunt împotriva proiectului de a fi alocate calculatoare în școli. Da. Să țineți minte lucrul ăsta. Eu am fost să vedem anumite priorități și în funcție de ceea ce bani vor fi alocați și pentru calculatoare, pentru mersul bun al lucrurilor, pentru copii. Da. Argumentele sunt foarte serioase. Adică tehnologia informației și a comunicării este obiect de bază. Este obiect de bază. Se regăsește în trunchiul comun, conform noului plan cadru. Și tocmai vă spuneam că mai avem doar 6 calculatoare funcționale. Ca să poți să-ți desfășuri o oră normal, trebuie să ai cel puțin 20
nu mai spun că mai sunt clase cu 30 de elevi. Deci nu se poate desfășura programul normal fără a avea aceste calculatoare. Identificarea unei soluții pentru clădirea poștei vechi. Fosta casa învățătorului din incinta grădiniței cu program normal Horgești, așa cum au solicitat și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Bacău, întrucât, afirmă aceștia, ar pune în pericol sănătatea și integritatea fizică a elevilor. Amenajarea curții interioare la structura Sohodor pentru desfășurarea în condiții optime a activităților în aer liber. Știți că acolo cum plouă leacă, noroi și practic devine o mocirlă toată curtea. Sprijinirea financiară a ansamblului folcloric Comorile Horgeștiului, care desfășoară numeroase activități culturale și participă la concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ, obținând premii. Și dumneavoastră i-ați văzut foarte activ în ultima perioadă și fac cinste nu doar școlii, fac cinste întregii comunități. Alocarea sumei de 2.400 de lei pentru plata evaluatorului de risc, care a desfășurat lucrarea pentru 4 corpuri de clădire, în care se desfășoară cursuri. Și aici vin cu precizarea că prima dată s-a realizat această evaluare la Răcătău, după aceea la primărie și am fost înștiințați că ar fi bine să facem și noi această evaluare de risc, pentru că legea ne obligă la acest lucru. Aprobarea unor sume necesare pentru indemnizația de hrană potrivit legii în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale și certificat de orientare școlară. Avem două cazuri care au depus dosar în perioada noiembrie-decembrie. E adevărat că noi aveam obligația să solicităm către dumneavoastră alocarea sumelor undeva în septembrie. Dar în septembrie noi nu aveam depuse aceste dosare. Dosarele au fost depuse ulterior și acum la aprobarea bugetului e bine că facem solicitarea și dumneavoastră poate găsiți o soluție să sprijiniți financiar copiii cu CES, cu certificat de orientare școlară, conform legii. Și ar mai fi problema la care ați răspuns afirmativ și vă mulțumim privind decontarea cheltuielilor pentru transportul elevilor și a cadrelor didactice, precum și cheltuielile cu examinarea medicală periodică obligatorie. În baza articolului 105 alineatul 2, da? O sumă de 551.600 de lei, aceasta reiese după calculul estimativ pe care l-am făcut. Dacă o să mai fie nevoie, revenim cu adresă. Dacă de asemenea rămân, putem să-i înapoiem către bugetul local. Fac precizarea că aceste, să spunem așa, prioritizări sau aceste nevoi, sau această prioritizare a nevoilor, a fost făcută de către elevi, părinți, colegi cadre didactice în cadrul Consiliului Profesoral și membrii Consiliului de Administrație de la Școala Gimnazială Horgești. Mulțumesc pentru sprijinul acordat, pentru atenția cu care m-ați urmărit și contăm pe sprijinul dumneavoastră în continuare pentru a îmbunătăți viața copiilor noștri și pentru a preîntâmpina evenimente neplăcute. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări... Domnul director, am notat aici, a spus dumneavoastră, când a spus priorități cu spațiu, da, cu școala, așa este, dar să văd dacă am făcut bine, n-ar trebui acestea cu decontare, adică ar fi deodată că aia trebuie, deci mi se pare că asta ar fi prima dată, nu, că trebuie decontat să avem calculatice și oță. Apoi cu evaluarea factorului de risc, iar care ați spus, aceasta trebuie neapărat, că știu că au venit și la primărie cu aceeași situație, indemnizație pentru, cum ați spus, pentru copiii cu CES. Deci asta ar trebui să fie primele, pentru că știți de la ce plecăm, de la suma pe care o avem. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu le-am pus într-o anumită ordine. Nu sunt într-o anumită ordine, întrucât sunt diverse categorii. Sprijinul pentru ansamblu, dacă din ce am discutat cu dumneavoastră, n-ar fi suma foarte mare, deci nici asta n-ar fi o problemă. Cu terenul la scola Sohodor. Da, nu că a fost discuția. Da. Și avem și un propunere. Iar cu școala, bă, cum știți, deja o să înceapă lucrările. Asta spune domnul primar. Da. Deci aici am pus să știu. Nu că neapărat e ordinea în care ați spus, dar acestea sunt primele trei pe care acum sunt la urmă. De fapt ar fi
Astea obligatorii, cu factori de risc. Eu le-am enunțat în funcție de categoriile de, de cheltuieli. Da, nu. Aici am să ajung, pentru că astea, ultimele trei chiar sunt obligatorii. Astea sunt lege și se lasă cu sancțiuni și celelalte, normal, dar cum am spus, cu toaletele, cu toate, da. Bine, domnule, mulțumesc. Dar când dați voi, domnul director, ca o paranteză, așa, ați observat că Consiliul Local ăsta, despre care spuneți dumneavoastră că, într-adevăr, sunt neinformați, poate, asta înseamnă că eu, dacă vin de acolo, nu sunt neinformat și știu exact ce cheltuieli sunt și ce trebuie să facă. Ați observat că în ultimii 2 ani și ceva chiar s-au dat bani pentru școli, chiar s-au investit, chiar i-am implicat cei din Comisia de Învățământ, chiar i-am implicat și acolo unde a fost posibilitate, s-au alocat bani. N-am zis niciodată că nu sunt de acord și chiar i-am zis domnului Dămov, dacă își amintește, că vreau și eu un amendament acolo pe lângă calculatoare, vreau table interactive în școală, vreau videoproiectoare, vă aduceți aminte, da? Am venit cu amendament. Ce pot să-i spun și domnului primar, că chiar trebuia specificat o sumă clară pentru proiectul dumneavoastră, cel care ține de calculatoare și despre amendamentul despre care am vorbit. Era bine dacă aveți o sumă pusă separat pentru achiziționare de material pentru școli în ceea ce privesc calculatoarele și ceea ce am mai cerut. Într-adevăr, sunt multe probleme. Toate școlile au probleme. Probleme grave sunt și la școala Răcătău. Păcat că domnul director nu și-a făcut timp un pic să expună ceea ce se întâmplă la Răcătău, acoperiș spart, plouă, sările de clasă, copiii învață în niște condiții la Recea, spre exemplu, sobe de 60 de ani. Într-adevăr, sunt foarte multe probleme, sunt foarte multe probleme de rezolvat. Și chiar vă rog să mă credeți că chiar mă interesează lucrul ținând de copii, despre ceea ce se întâmplă în unitățile școlare, să nu credeți că sunt total indiferent la ceea ce se întâmplă în școli și la propunerile dumneavoastră cu care ați venit. Și în ceea ce privește legea educației naționale, o cunoaștem foarte bine, cel puțin eu știu ce trebuie să cer în Consiliul Local, de fiecare dată am cerut bani și m-am zbătut de multe ori, colegii s-au părut că s-a plecat un pic, dar am cerut, așa este, am cerut bani de fiecare dată. Chiar când s-au luat banii de la Grânița Rece, s-a mutat pentru Horgești, tot pentru școală, ca să se termină niște lucrări, am fost de acord, chiar am votat pentru lucrul acesta. Să sperăm că vedem și curtea cealaltă, că mai sunt și alte curți unde trebuie să vedem lucrurile. Deci priorități sunt peste tot. Vă mulțumesc. Eu am de adăugat doar atât, că m-am referit doar la consilierii care nu au citit articolul de lege care privește clar distribuirea acestor fonduri și care mă reproșează mie că n-aș face suficient pentru școală. Dar împreună cu dumneavoastră știți că am colaborat foarte bine și am găsit soluții de cele mai multe ori problemelor și nevoilor școlii. Și am pomenit de acele fonduri extrabugetare. Nu-i puțin lucru ca în anii din 2012 încoace să obții undeva peste 1 miliard 200 de milioane de lei vechi dintr-un proiect unde depunem noi eforturi, noi, școala. Plus că acești bani și beneficii sunt, și beneficiile sunt pentru întreaga comună, pentru serviciul de asistență socială și nu numai, pentru serviciul medical. Așa că trebuie să fim bine înțeleși și noi că depunem eforturi și cei care au probabil din necunoaștere, pentru faptul că n-au citit legislația, au nedumeriri, să citească și să vadă exact ce poate să facă școala, ce poate să facă primăria și să fie alături de noi atunci când facem solicitări, pentru că aceste solicitări sunt și pot fi verificate și noi ne bucurăm pentru orice lucru pe care putem să-l rezolvăm împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Da, domnul Dăciu, înainte de a, dacă nu ați văzut, președinte, înainte de a intra pe un noi pe ordinea de zi, ca invitat dumneavoastră, ca să participați în continuare, liberă. Da, adevăr, eu cred că conducerea actuală a Unității Administrative Teritoriale s-a aplicat împreună cu Consiliul Local asupra obiectivelor din cadrul școlilor în special. Rezultatele se văd. Ideea este în felul următor. Într-adevăr, atât în adresa dumneavoastră pe care și în repetatele adrese pe care le faceți și în adresa primită de la domnul director Leonte de la Școala Răcătău, sunt probleme. Noi le știm și problemele dumneavoastră sunt și ale noastre. Logic. Dar la care se adaugă la problemele noastre. Noi am încercat, într-adevăr, aveți priorități
Toate ar trebui, deci de pe lista asta nici nu, nici nu discutăm. Dar, ca idee, eu am mers pe principiu, haideți să ne facem casa și după aia să putem să vedem ce, dacă ne plouă în casă, degeaba avem mobila foarte frumoasă în casă, dacă nu ne plouă în casă. Noi suntem la stadiul în care investim asupra construcțiilor. De asta majoritatea banilor alocați au fost spre obiectivele de construcții, de investiții. Discutăm de încheierea proiectului de la școala, de la școala Vorgești, discutăm de investiția de la cu grupul sanitar de la grădința Răcătău, de având în vedere sub problemele de la pe care toată lumea le știm, de la sediul vechi al școlii Sohodor. Țin să vă anunț că începând cu luna mai se dă ordinul de începerea lucrării, deci avem autorizația pe construcții școlii noi, pentru că, într-adevăr, nu se poate desfășura un proces instituțiv educativ normal în spațiul care este la ora actuală. Tot la fel am venit și cu cele trei grupuri sanitare, cu colaborarea cu cei de la Tărte Domn, în care dumnealor vin într-adevăr cu 20 de... Asta este suma alocată de către dumnealor și mulțumim pentru chestia asta. A venit ca un impuls la ceea ce vrem să facem noi. Am discutat ieri în comisie și am... Sunt sigur că nu vom continua pe direcția asta și sunt un adept la chestia asta. Ducem aceste proiecte la capăt, indiferent cu ce sumă noi am pus acolo, 150 pentru cele trei grupuri sanitare. Dar suma s-ar putea să fie mai mare și o să venim în Consiliul Local pentru a definitiva aceste proiecte și le aduce la îndeplinire. În rest, într-adevăr, sunt și atât la dumneavoastră cât și la școala Răcătău, sunt probleme de interior. Încercăm să fim pe cât poate. De exemplu, noi ne-am aplicat foarte mult și am gândit o amenajare la curtea respectivă, să poată desfășura ora de sport în condiții. Nu o să vă joace acum fotbal, că nu are cum să joace fotbal, dar un handbal, un teren acolo, dumneavoastră știți, nu vă dăm noi idei. Ideea, nu discutăm noi ideile astea. Dumneavoastră alocăm bani, dumneavoastră o să stabiliți acolo. Numai dacă permiteți. Da. Neexistând anterior curte betonată, noi școala nu putem face această lucrare. Noi putem, după cum am menționat anterior în cadrul intervenției mele, da, putem repara doar ceea ce există. Nu putem aduce nici îmbunătățiri mijloacelor fixe deja existente, nu putem nici să construim noi ceva ce n-a existat. Da. Deci de asta suma aceea, chiar dacă ați îndreptat-o către noi, noi o să o înapoi în primărie ca să realizați dumneavoastră această lucrare. Mulțumim pentru toate punctele pe care le puteți realiza din această prioritizare. Noi încercăm să le prioritizăm. Problemele sunt în această comunitate destul de mari. Și așa încercăm să venim la fiecare și cu obiectivitatea asupra tuturor obiectivelor de cazul comunității. Mulțumesc, tocmai de asta am și pomenit termenul de prioritizare, că noi avem și multe alte nevoi, dar acestea sunt cele mai mari. Și din această cauză i-am enunțat asta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Și, domnul director, vă rețin cu două secunde, nu ține de buget, dar nu știu și când mai sunteți aici și vreau să lămuresc că în ultimele ședințe s-au făcut afirmații, poate n-am eu dreptate, dar vreau să lămuriți dumneavoastră. Am făcut presiuni vreodată sau ceva eu de angajări la școală, am umblat cu așa ceva, am venit eu la dumneavoastră sau strict pe activitatea de școală? Am venit vreodată, am propus? Deci nu s-au făcut presiuni ceea ce privește angajării. Atât am vrut să spuneți ca să nu se mai... Că s-au spus, s-au făcut afirmații că eu fac angajări în școală. Implicări în viața școlii trebuie să fie pozitive, nu negative. Adică dacă putem să sprijinim pozitiv școala, să o facem. Nu negativ, pentru că afectează nu doar activitatea cadrului didactic, ci activitatea întregii comunități. Da, domnule, mulțumesc! Bine, vă mulțumim și eu vă mulțumesc! Domnul Dămoc, aveți cuvânt. Voiam să vorbim strict la partea asta de învățământ, dacă erași domnul director aici, dar... Învățământ, stai, domnul director! O scurtă întrebare, pentru că am văzut că ați specificat suma de 51.600 la deportare transport
Și noi avem alocație în buget 150.000 de lei pentru navetă, cheltuieli, microbus, amenajare, curte, școală, Sobotor. Da, da, toate școlile, toate școlile, pentru toate, toată comuna. Păi toată pentru... comuna, ceea ce înseamnă că suma o să fie insuficientă ce avem noi alocat în buget. Asta vreau să întreb. Cât estimați că sunt cheltuielile doar pentru Horgești? Deci pe navetă, cadre, la cheltuielile... La Horgești avem 31.600 naveta, 40.000 microbuzul am pus noi în suma respectivă și 40.000 naveta la Răcătău. Și 18.400 până la 20.000 am pus pentru amenajare. Pentru curtea de la Sohodor, de la școală. Asta a fost poate ideea. Poate mișunea că sunt mai puține cadre care fac naveta de la Răcătău decât de la Sohodor. Nu, noi vă spunem în solicitare pe care o avem cadre estimate, înțeleg? Iar estimarea o facem la începutul anului. Exact, care poate să fie mai puțin până la sfârșit. Iar dacă în momentul când o să apară, de exemplu, în septembrie, un alt cadre de date, o să fie rectificare. Sau mai multe de la septembrie, când o să vină altul cadre. Vor fi rectificări atunci. În rest, e clar că toate problemele menționate de domnul director sunt importante, dar ca prioritate am stabilit și în cadrul comisiei că trebuie să plecăm toaletele ale interioare, poate reușim anul ăsta chiar să facem în toate școlile din comună toalete interioare. Școala de la Sohodor, dacă se respectă angajamentul și ea va fi, vor începe lucrările și poate la începerea anului școlar, deși e greu, dar poate nu e imposibil ea să fie dată în folosință. Dotarea cu calculatoare și asta rămâne în atitudinea noastră. Dacă o considerăm oportună pentru anul ăsta sau dacă ea mai merge, dacă mai necesită răbdare. Da, atât pe învățământ, dacă intrăm în subiect pe tot bugetul. Dacă mai e cineva care dorește să-mi adreseze o întrebare, că aș vrea să mă retrag. Mulțumim. Asta ne-ați lăudat că am cooperat cu noastră și noi vă mulțumim pentru activitatea care trebuie. Vă rugăm să vă înscrieți la cuvânt. Cine mai dorește să de buget. Știm, domnul. Domnul primar. Da. Revenim asupra banilor. Da. Păi da, trecem la banii noștri. Da. Spuneți acolo că vreți să investiți pentru clădirea vechii. Conac, ce este da, acolo? Ce e de al primării? Părerea mea este că să începeți. Da. Chiar dacă lucrările astea nu se vor termina anul ăsta și se vor dar termina la anul așa este. Conștient. Eu, părerea mea este mai ales că va fi un sediu UNICEF. Tot pentru copii va fi în final clădirea aia făcută. Deci beneficiarii principali vor fi tot copii acolo. Oamenii defavorizați. Chiar total. V-am spus că programul ăsta UNICEF și o să ajungem și acolo când o să-mi povestiți ce ați discutat în cadrul ședinței UNICEF. Eu v-am explicat și ieri și v-am povestit că din zona de unde vin, programul este bun, merge bine, s-au investit bani în copii care vin din familii defavorizate, s-au făcut școală după școală pe cheltuiala UNICEF-ului, s-au sprijinit copii cu capacitate să meargă la licee mai departe. Deci, așa, în viitor, ca și proiectul, l-aș vedea bun. Deci, credeți că vă trebuie cele 1,5 miliarde din discuția purtată cu cei de la juridic, Comisia de la juridic, și nu a spus chestia asta, deci noi, din momentul de aprobare, vom demara procedura. Asta înseamnă proiecte, evaluare, proiecte tehnic. Adică ideea cu reabilitarea acestui monument nu trebuie să... Nu am pus-o acolo numai de dragul de a pune ca să zicem că am pus acolo. Știți foarte bine că am discutat și ieri în ceea ce privește prin ajutor. Că, practic, legea spune că este un ajutor pentru culte, nu este o obligație fundamentală să le dăm bani cât cer. Am văzut acolo și domnul consilier Bunaru spunea chiar foarte bine că preotul de la Recea s-a zbătut și a adus fonduri și din alte părți. Eu așa zic că ar fi corect să ne străduim, să vedem, să strângem suma totală și atunci să venim să cerem peste cei. Ne uităm peste tot, sunt probleme. Decizia va aparține, votul va aparține. Da. Asta este propunerea noastră. Da. De acum, dacă am apropiat cererea de... Da. Asta e. Altcineva. Ia mai devreme. Domnul... Da, o să pot expun ceea ce am zis și bine, aia a fost așa o garda. Să fie valabil, să audă toată lumea. Și o să încep de la partea de cheltuieli cu bunuri și servicii de la capitolul 5102, unde avem suma de 750.000 de lei alocată. O creștere
semnificativă față de anul trecut, când am avut doar 300.000 de lei. Și ieri n-am văzut exact defalcat la ce ar fi necesară suma asta de bani. Mi s-a transmis verbal și totuși asta aș vrea să ni se spun exact, concret, la ce vor fi folosiți cei 750.000 de lei pe parte de cheltuieli cu bunuri și servicii. Mai departe, vreau să fiu lămurit totuși că aici, din exprimarea doamnei viceprimar, înțeleg că s-ar mai putea umbla la suma asta de la reamenajarea fostei primării. În ce sens? Propunerea dumneiei. Ok, păi tocmai de asta zic, bănuiesc că aveți un plan de lucru, aveți o estimare a costurilor. Se poate sau nu se poate umbla, vreți sau nu, să vreți să o facem, să o ducem la îndeplinirea noastră. Deci aici văd că specifică doar pentru proiectare 150.000 de lei. Proiectare 150.000 de lei e enorm. Deci bănuiesc că intră și alte cheltuieli pe lângă proiectare. La proiectare asta înseamnă studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, studiu geo și toate lucrurile care proiectantul nu s-a apucat de toate chestiile astea până nu are poate expertiza. Ok. Deci rămâne 150.000 de lei, așa aveți estimare deja sau să mai poate umbla? Nu, am prins ca sumă. Deci, ca să știm ce facem cu amendamentele, să le votăm, să le votăm. Deci eu încă o dată vă spun, execuția nu se poate face cu 150 în niciun caz. Și nici nu vede începea noastră. Nu, n-avem cum. Doar suntem conștienți că nu putem... Deci este de durată toată chestia asta. Nu, noi am prins, v-am spus, din discuțiile avute, costă cel puțin 50.000 de lei un proiect pentru reabilitare unui monument istoric. Da, dar ideal ar fi ca dumneavoastră să faceți toată documentația asta, să vă păstrați banii. Și în momentul în care nu numai că văd și o altă problemă cu canalul ăsta, se întinde și se tot întinde, nu știu dacă o să termine vreodată sau să va începe până la urmă. Așa, da, se va termina când se va începe problema cea mare este. Da. Domnul primar, înțeleg că suma asta de 150.000 ați stabilit-o cu bugetul. Estimativ. Estimativ. Deci tot ce este aici este estimativ. Că ar fi cam maximul de pornire. De la care trebuie să plecați nevastă. Pregătiți la fel toată documentația cu banii ăștia, așa cum vă trebuie banii și cheltuiți-i pentru lucrul ăsta și dacă o să rămână bani în plus, îi redistribuim în altă parte, veniți până atunci cu o rectificare. Da, bine, oricum eu mențin amendamentul... Fără discuții. Mai departe. Domnul Dan Caslipsi, la început, am transmis consiliilor ce a fost discuția, a venit și noastră. Dar putea să mă adăugați părerea dumneavoastră. Da, ca să știți că a fost discuție, dar spune și noastră. Dacă e ca să deci vreau să introduc un amendament, vreau să punem centrală termică în căminul cultural la Forger sau casă tineretului, cum se numește. Aveți cuvântul, domnul Dan. Bun, deci m-am uitat la cultură. Am văzut că s-au dat bani pe cultură la căminul Crămășelii Răcătău. Da. Nu știu în ce constă investițiile alea. V-am explicat și el, domnul. Așa. Dar căminul de la Răcătău arată necherman. Hai că ia primărie să la Porcești este singurul cămin care îl avem, e casa tineretului. Chiar dacă este a biserică, acolo se face tot ce e în satul ăsta. Botez, nunți, praznici și așa mai departe. Și nu are încălzire. Deci, bani eu... Vă spun sursa de unde se pot lua banii. Bani sunt. Ar vrea să punem centrală termică și o pompă, ca să punem asta. Sursa care? Sursa? Păi eu am văzut acolo bani puși ca să facă pentru buldo. Pentru buldo, dacă avem 10 buldo, încap toate în magazia care e învelită, e făcută, este spațiu, nu știu de ce stau pe afară toate utilajele astea. Magazia acolo e mare și... Sunt din inox. Da, e bună idee, și atunci în amendament să prindeți și școlile care au nevoie de centrală, odată cu asta. Deci investiția pentru buldo este inutilă. Deci, investiția pentru buldo se taie. După aceea, ce am văzut acolo? Investiții mai mari la fostul sediu al primăriei. Acolo trebuia făcut un program pe fonduri europene, pentru că degeaba investim 1 miliard, 2 sau 3 miliarde acolo. Pentru că facem ceva ce nu terminăm. Deci acolo trebuia investit. Pe fonduri europene sunt fonduri separate pentru, am înțeles pe la televizor, sunt fonduri pentru monumente istorice. Accesăm un fonduri și îl facem de la
De la început la sfârșit, deja vă băgăm noi un miliard, două, cât îi băgăm, că tot nu-l facem, oricum nu-l facem. Și sunt bani risipiți. Deci acolo trebuie acționat și făcut din fonduri europene, nici de cum investiții din bugetul local. Până vom reuși să achisăm, eu zic să măcar să facem parte de proiectare, că așa o amânăm și la anul ăsta și... Nu vă, sunt de acord cu dumneavoastră, da, o să mă interesez, dacă se poate, vă știți prea bine cât sunt. Faceți un proiect de bune, dar investiți atât fonduri europene, da. Numai din bugetul local. Eu, de acord. În primul rând facem proiectarea, să fim toate astea, nu. Da. Nu că văd aici ce domnul Daniel, prize că am discutat și ieri în comisie despre da. Școala Recea. Deci este bine venit și geamurile, pentru că știți că geamurile alea sunt vechi de când era mama la școală. Dar părerea mea că ar fi bine și să fie făcută și încălzirea. Deci, constând într-o centrală termică. Sobile deja știți cum sunt, în ce stare sunt. Copiii, deci... am informații și chiar al meu o amețit în școală din cauza gazelor. În momentul când le băgăm și termopanii, deci deja o să fie pericol pentru ei. Părerea mea că ar trebui făcut ceva, deci pentru centrală și totodată știți foarte bine că avem clădirea acolo, trebuie expertizată și s-a rezolvat și chestia cu toaletele interioare. Totodată. Am discutat și în comisia, da, nu o să fie acoperiș, da, da. Deci acoperișul fiind nou acolo la Sfântărecea, da, deci... o să facem expertiză pentru a putea demara partea. Să reparăm sobile, deci la câte sobi sunt stricate acolo ca să le reparăm, părerea mea că mai bine cumpărăm o centrală și ieșim mult mai ieftin decât și mai... Expertiza o să ne dea, o să ne spun expertiza. Da, vă mulțumesc frumos pentru... Eu n-am apucat să zic nimic. A două poți de vizionare. A două poți de vizionare. Eu am făcut o consultare cetățenească, dacă pot să-i zic așa, și principalele lucruri pe care și-au afirmat cetățenii că și le-ar dori ar fi toaletele în școli, un loc de joacă, dacă se poate, la grădiniță, șanțurile de care tot vorbim, un proiect de betonare a podurile care stau să cadă. Dacă anul ăsta trebuie să recunoaște, dacă vom avea din nou episoade de ploaie, cum au fost cele de anul trecut, nu știu dacă sunt cel puțin vreo două poduri care nu știu dacă vor mai exista. Tocmai de asta am solicitat, pentru că anul trecut a fost discuția și nu am avut linie în buget deschisă, ca anul acesta să avem linie în buget deschisă pentru dalare șanțuri și reparație poduri. Eu am zis, cel puțin aici la Horgești, unde avem acest asfalt, care, așa cum a fost el turnat, are câțiva ani buni, iată că a ținut, e păcat ca noi să nu venim și să nu îl îngrijim. Și cum poți să îl îngrijești dacă tu lași să vină apa pe el de jumătate de metru? Să începem măcar aici, până la deal, să ne apucăm să săpăm, să amenajăm șanțurile, să redalăm. Podul de la Temea, de la Tabarcea, care este acolo, automat trebuie intervenit anul trecut. Mi s-a promis și anul trecut că se intervine și nu s-a intervenit. Și chiar insist ca anul acesta să fie acolo alocată sumă de bani. Doamna contabilă, bănuiesc că o să ne intrăm la cei 191.000 de lei, nu? De acolo ar trebui să umblăm. Deci sub capitol, dacă e nevoie, cu sumă, cu suma aferentă, dacă e, depun un amendament. Păi drumuri și poduri. Ați spus suma la drumuri, ați luat în calcul referatul meu prin care a solicitat reparații la poduri, nu? Adică, eu și așa știu, domnul primar din asta, că am făcut referatele de la începutul anului, când se alocă bani la sume, la drumuri, la poduri. Sumă fixă, dar anul trecut am avut un scandal mai ușor în Consiliu, că nu avem linie, nu sunt bani pe linia respectivă. E cum dacă era numai 90 de milioane, 200 de milioane. De luna februarie, am făcut referat către domnul primar și a ajuns la doamna contabilă și am verificat că trebuie luat, ce trebuie luat pentru poduri. Și la poduri a fost trecut cel de la Tabarce, acum sunt toți conștiți să fie prinși în poduri. Da. Asta, exact așa am avut. Eu v-am spus cum văd eu modul de lucru. Achiziționăm materiale și lucrăm cu persoane, avem angajați ai primăriei, avem beneficiari de 416. Cred că se pot face o echipă, două serioase de lucru, care să ne apucăm de un astfel de proiect. Pentru... Inițial, eu am zis, începem de la Horgești, unde avem asfaltul, și după aia putem să continuăm toată comuna, fără probleme.
Am remarcat și ieri și am sesizat faptul că la salubritate s-a dublat suma pe care o aloca anul ăsta. Ajungem la 200.000 de lei, ceea ce e o sumă foarte mare, pentru, mai ales la serviciu pe de care beneficiem în momentul ăsta. Aici, e clar că facem un risipo de bani și am zis că nu sunt vești lucrurile în ceea ce privește licitația. Adică nu știu când vor veni puterile și la proces într-un final. Așadar, ca să trec la lucruri concrete, doamna contabilă, 750.000 de lei. Dacă sunteți cât îmi permiteți să iau amendament de acolo ca să-i aloc pentru alte... Nimic, zero. Nimic. Ok. Atunci îmi dați o listă exact tot unde, până la fiecare leu, până cum sunt alocați? Citim. Vă rog. Păi da, nu le-ați dat cu tine, domnule. Păi... Da, da. Furnituri de birou, 17.000 de lei. Material pentru curățenie, sediul primăriei, 4.000 de lei, încălzit, iluminat și forță motrică, ce ține de peleți, 10.000 de lei, carburant și lubrifianți, 35.000 de lei, pentru că ne trebuie carburant și pentru bulto excavator, nu numai pentru mașina de asta. Așa. O să mai rectificăm și o să mai suplimentăm aici. Piese de schimb, 16.000 de lei. Poștă, telecomunicații, internet, 32.000 de lei. Materiale, prestări, servicii cu caracter funcțional, 120.000 de lei. Alte aici? Bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Dacă vă trebuie un pic, aici 120.000 de lei, mai repetat tot cu vreo. Da, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, 120.000 de lei. Iar 200, cam mult. Ce are? Exact ce are reprezentantul. Tot ce ține de materiale și de bunul mers la primărie, luăm din 200109 și achităm. Și din 200130. 30. 100 de milioane pe bună. Da. Deci nu, dacă merge și face o intabulare, cum s-a făcut intabularea de terenuri, de teren la școală, de școli și aia au costat 55.000 de lei anul trecut. Noi n-am avut prins, am cheltuit din 20.01.30. Sunt și cheltuieli din astea imprevizibile care vin peste an și trebuie să avem de o să le achităm. Domnul primar poate să recunoască că i-am spus la un moment dat că, domnule, nu știu, dacă ajungem la sfârșitul anului, poate trebuie să închidem lumina. Și să plecăm acasă dacă cheltuim așa. Sunt, dar apar în timpul anului cheltuieli și la 20.01.30, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 426. Tot ce v-am citit totalizat fac 750. S-a lăsat o rezervă de 46. Nu! Dacă îmi dați voi, eu am vorbit mai concret. Deci am discutat și ieri în comisia la întrebarea dumneavoastră și am spus, aici intră, în primul rând, vrem să facem Renzu, nomenclatorul stradal, vrem să facem, contactăm o firmă pentru arhivarea arhivei, deci pentru actualizare, selecționare și tot ce conține arhivare. Și evaluarea patrimoniului. Trebuie să o facem o dată la 3 ani de zile. Acea sunt lucrări mari, acea cu furnituri, cu chestii de genul ăsta, da. Sunt și altele din punctul meu de vedere. Dar lucrările mari vor veni aici. De exemplu, vă pot spune, dar aici o să prindem din banii alocați pentru sediul vechi, parcul din fața noastră de aici, blocurile și toate obiectivele din fața vechiului sediu a primăriei, nu sunt intabulate. Deci o să facem o intabulare. Și sunt lucruri pe care, carburanți, dacă până anul trecut am avut carburanți numai pentru mașina instituției, de data asta trebuie alocați bani și pentru pulverescavator. Nu mai spunem vorba lui domnul Costel, dacă putem o să o achiziționăm și tractorul, și ăla nu merge decât cu motorul. Deci o să fie cheltuieli, nu avem. Am vrea să-l luăm la curent, domnul George, dar nu găsim. Asta ar fi. Deci eu v-am spus obiectivele mari. Mici, le-a explicat doamna contabil. Am înțeles. Am întrebat și ieri de referitor la cheltuielile cu persoanele cu handicap, pentru indemnizații și împotrivări. Ne-ați spus că nu sunt bani alocați și nu sunt suficienți pentru plata lor până la sfârșitul anului viitor. Aceeași problemă, întrebarea, dacă discutăm. Aceeași întrebare m-am primit-o și la domnul Bogdan. Dacă am primit o notificare,
din partea Consiliului Județean cu privire la returnarea anumitor fonduri pentru cele 3 luni pentru persoane cu handicap. Problema este că discuția cu domnul... Ca azi dimineața, sunt la televizor. Vă ceri primăriilor banii înapoi, care au dat. Care să vă spun o chestie? La ora asta, deci, sunt și eu și doamna contabilă aici și vă putem răspunde că în cazul nostru nu va fi niciun ban returnat, pentru că plățile pe care le-am făcut pe lunile ianuarie, februarie, martie, au fost din bugetul local. Deci nu am primit niciun leu de la Consiliul Județean. Ăstea sunt banii care îi avem acum, care îi discutăm la ora actuală. Până acum, funcționarea pe care am făcut-o noi... Care este costul lunar? Poftim? Costul lunar cu aceste indemnizații. Doamna contabilă, vă poate răspunde. La indemnizații, suma este de 16.400 de lei, sunt 13 persoane. Iar dincolo, ce am avut până acum, 72.600 pe lună. Deci... 72.600, în total 89.000 de lei pe lună pentru asistența socială. La cei care îi avem actual, da. Dosarii mai cresc. Exact. V-am spus și ieri în comisii, îngrijorător este faptul că nu mai scad, ci mai cresc. Deci în fiecare lună mai vin cel puțin câte un dosar cu un soțitor și cu, cu indemnizație. Referitor la ce a zis domnul Dancă, la medamentele domnului Dancă. Dacă e adevărat și se poate găsi o soluție provizorie pentru... Nu-i provizorie, doar e definitivă. Dacă e definitivă, cu atât mai bine. Și să putem cu cei 50.000 de lei de la... 10 boldo, nu. Se pot muta. Sunt de acord că și căminul de la Hurgești ar merita o investiție, pentru că acolo chiar primăria nu a contribuit niciodată cu... Da, a contribuit prin biserică, încă o dată. Nu? Domnule, răspuns, domnul Dante, v-am răspuns și ieri și vă răspund și acum. Nu se poate, așa, îmi pare rău că ați fost primar și ați condus două ani de zile. Dă cu destinația pentru cămin. Noi dăm banii parohiei. Cel care gestionează banii este preotul paroh. Nu putem noi investi consiliul local în cadrul casei tineretului. Eu sunt de acord, dar nu banii ăștia nu sunt puși la un loc, ci se dă la biserică. Pentru ăștia sunt pentru căminul cultural. Chiar de să dau prin biserică, dar sunt pentru cămin. Ce sumă ar preconizați că ar fi nevoie? Cel puțin 700 de milioane. E, la asta dacă pot să spun și 700 de milioane cel puțin. Dar n-avem 700 de milioane. Dacă mai e o diferență, o să mai pună și din altă parte. Pentru școala Recea, cam cât ar trebui ca să fie încălzire pentru copii? Pentru școala Hărgești, cam cât ar trebui ca să fie? Pentru școala Lăcătău, care s-a făcut și se încălzesc mai de capul ei aia, școala Bete, care și școala Sohodor, cam cât după banii vechi, cam cât e miliard de credit că ar trebui? Hai să-i luăm 50.000 de lei, îi luăm de la aici. Perfect. Mai luăm și de la sediu ăla cu, așa așteptăm, proiect cu fonduri europene, care va veni, vor veni peste vreo 20 de ani. Când îi faci bani, văd ca să le știi. Nu vine, dacă așteptăm, nu vine niciodată, trebuie să facem. Să știi cum, proiectele cum se fac. Și atunci ce facem? De unde luăm? Deci propunerile sunt foarte bune. Acum, că e legal, că nu e legal pentru căminul ăsta, că e cămin, că e casa tineretului, de acord că tot sacul Hurgești beneficiază de căminul ăsta și mulțumiri adus preotului Copzaru, care s-a ocupat de treaba asta și tot am vorbit, măcar un titlu de cetățean de onoare să iei să dea, dar rămâne, asta e altă discuție. Problema este cât... În următoarea legislatură. Problema este că fiecare și un consilier putea să inițieze un proiect de hotărâre, de ce să nu-l recunoască. Dar lăsăm asta la o parte, că e altă discuție. Bine. Problema este de unde să iau banii. Și care este prioritatea numărul 1. Prioritățile, după părerea mea, sunt încălzirea, priorități sunt încălzirea școlilor. Pentru că acolo zi de zi se duc elevii iarna la școală, da. Iar la cămin sunt periodici. Câi la Hurgești, câi la Răcătău. Noi am pus problema să se discute de căminul cultural Răcătău. Câi Neckerman, câi nu știu cum. Într-adevăr, este Neckerman, dar făcut în lucrările fără un pic de... Nu s-a acordat toată atenția. Pentru că instalația electrică, dacă este așa cum s-a discutat ieri, eu nu știu care este situația. Am mers, s-a discutat ieri. Înseamnă că este un pericol.
Este un pericol. Și Neckermanul ăsta poate să ajungă mai păi în ruină. Ferească Dumnezeu. La repetor s-au solicitat aparate de aer condiționat. Nu. Nu acum, în proiectul ăla de 7 milioane, care 10 miliarde. Noi nu vorbim de ce s-a solicitat. Noi vorbim de ce putem noi. Vorbim de ce putem noi să facem. Vorbim de ce putem noi să facem. Că la proiectul ăla nu trebuie. Poate să meargă pe autofinanțare. Deci, pentru că banii care se încasează în timpul anului se poate investi în iluminare. Păi da, cum? Adică se face o instalație la un credit autofinanțat. Da, se face, ca să termin. Bun, am zis treaba asta pentru că începem, o să votăm, o să urmăm la discuții amendament. Nimeni, că nu sunt potrivit ca să facă și pentru că mi-e Hodges. Domnul Democ, hai terminat zile, mi-e terminat. De unde luăm banii? Dacă e vorba de 70.000 de lei, așa cel puțin, păi înseamnă că se duce acolo clădirii, ca lumea, nu glumă. Se duce în clădirea aceea... De-aia presupus, acum nu zic că-s bătut în cui, dar no. Din experiența care o am, zic că-mi de acolo. Eu nu am... Nu am băi, de cât are? Domnul Demofi. Amendament concret, dacă vreți să notați, 50.000 de lei mutați de la cheltuieli cu bunuri și servicii, de la 5102, pentru învățământ, achiziție de calculatoare, pentru 25.000 împărțit la... Orgești, 25.000, estimează un număr de 10 calculatoare pentru fiecare pentru fiecare PJ. Un început. Alt amendament. Dacă tot am ajuns la amendament... Amendamentul ăsta când se pune la vot, avea să țin cont, în primul rând, nici un copil nu poate să lucreze la calculator cu mâna înghețată și în șură. Și cu căciula picată. Deci trebuie oameni buni, intenția sigur, condiții și după aceea să-i dai, domnule. Nimeni nu zice că nu trebuie. Dar degeaba vorbesc. Care sunt riscurile, domn primar, legate de preșcolarii de la Răcător? Ia spuneți-mi, ca să se audă și domnii consilieri. Există riscul ca din toamnă să nu mai aveți unii să... Există. Acești copii să învețe. Există riscul ăsta. Există. Deci există riscul ăsta ca din toamnă preșcolarii, cei 60 de preșcolari de la Răcătău, să nu aibă unde să-l declasă. Să mai a existat riscul și acum, doamnă, nu? Dar e prea bine că unde am fost. Mai aveam 3 zile. Mai aveam ultimatum, am fost cu pistolul la tâmplă. Exact. Să ne gândim unde sunt problemele cele mari. Deci bugetul, cum am discutat ieri, forma. Dom'le, noi suntem aceeași comisie, cei 5 oameni, 4, pardon, care au fost ieri. Și din după discuții, ba acolo, să-i mutăm, să-i ducem acolo, a rămas că e bun forma asta. Astăzi, noi bun și trebuie propune și nu știu ce. Noi nu discutăm despre celelalte comisii. N-am mutat de la alte inițe, am mutat de la un capitol bugetar. Noi am discutat ieri... Unde rămâne o sumă de bani care, din punctul meu de vedere, nu se justifică. Domnul consilier, nu se justifică și sunt și eu de acord cu cei 50.000 de lei. Într-adevăr, este magazia asta, uite, nouă luni ați strângă. Felicitări pentru treaba asta. Se poate folosi. Pe moment, ca să nu face anul ăsta, au acoperit sau știu eu ce. Nici asta nu este rău. Așa. Dar ca să ne axăm pentru neapărat să-i ducem... Nimeni nu are nimic de ce vreau să rămână directorul. Pentru că tot eu am avut discuții cu contradictorii cu dumneavoastră și cu proiectul din ianuarie sau din februarie. Domnule, nu are nimeni nimic cu calculatorul de dumneavoastră. Să fie clar. Sunt șase. Bine că sunt alea șase care sunt acolo. Sau poate dacă o să cumpere la primărie atâtea calculatoare, să mai rămână atâtea care pot mai fi folosite dacă se va achiziționa, se vor achiziționa aici. În schimb, în primul rând, directorul a spus și este clar, domnule, școala este bună, modernă. Și de când discutăm de centrala așa, de cel puțin 10 ani de zile, de când a făcut omul de servici cu funcție și la școală cu forțe proprii. Și foraj și tot, cu apă și tot. Și școala, asta nu. Centralul la Răcătău, ba a fost, ba nu a fost, ba s-a funcționat ba două fost, ore, ba nu a fost niciunat. Era prea mic, o să aduc una mai mare și nu mai a fost la zi. Aici trebuie văzut. Scăpat de mașină. Nu, problema este să privim cu seriozitate încălzirea școlii. Și or să fie bani și pentru calculatoare. Nu este propunerea mea. Aveți un amendament? Nu, asta, haideți să semnăm la amendamente acum. Nu, am zis că ăsta este amendamentul domnului Dantă, care l-a propus că să iei 50.000 de acolo. Adică, nu. De la platformă, domnul Dancu, de la platformă. De unde ai putea de la lua? Amenajare, platformă și spațiu pentru parcarea utilajelor. De acolo a zis. Buldoi da, pentru asta. Nu-i buldoi excavator, acolo e amenajare. Dar că a zis să meargă la... Că mi-a dat asta, spuneți la școli. Ca să meargă, dacă merg la școli, să meargă pentru încălzire. Așa, asta nu pentru asta, că nu ajung. Și n-am făcut nici treabă nici acolo.
Nici de încoace nu am rezolvat nimic. Poftim? La școală ajung. Măcar la una tot ajung. Tot ajung. La școala rece ajung sigur 50.000 de lei, pentru că au un spațiu de maxim 200 de metri. S-a face proiectul european la momentul istoric și duce și pe ea. Dar nu, nu ne grăbim, hai să nu ne grăbim. Asta e vrabia, adică... Domnul, ar putea face și apoi asta. Întâi să se intereseze domnul primar exact cum a zis, să facem banii de acolo, nu-i mutare. Că totuși e UNICEF activitatea și cum a zis domnul... Banii de acolo nu trebuie mutați, că comuna este centru. În afară de angajații noștri și oameni care sunt acolo, cel puțin de două ori pe săptămână vin și copiii. Doamne, comuna exact este centru. Exact, cum vin și aici. Doamne, adici. Dacă dați voi aici, aici în centru, cu condițiile care sunt. Haideți un pic. Dacă îmi dați voi. Dumneavoastră, cum am stat în primărie aia atâția ani? Haideți, dacă îmi dați voi să nu pățim, noi am mai avut, avem un accident, ca să zic așa. Știți bine că, acum anul, cred că, dacă rețin eu bine, dar nu facem condiții, domnule. E acoperișul la plouă, domnul Costel. Se ducă la WC-ul UNICEF acolo. N-ați înțeles ce zic eu. La UNICEF copiii noștri. Deci UNICEF se pare UNICEF să duci. Ai vorbit bine, domnule. Haideți să vă explic o chestie. Nu se înțelege nimic. Apropo de banii ăștia. Haideți, într-adevăr, eu am să mă interesez. Dacă există posibilitatea, doar știți că eu sunt unul dintre cei care vrem să accesăm fonduri europene. Problema este în felul următor. Până acolo, să nu pățim exact, am mai pierdut într-o chestie de astea cu căminul cultural Răcătău. Dacă vă dați seama, anul trecut am prins tot așa pentru iluminatul ăla, mânca la norocul de instalație electrică. Și am venit cu propunerea la dumneavoastră de a face un proiect european. Cu dotări, amenajări, într-adevăr, acolo era cu aer condiționat, cu toate ce era. A căzut. Proiectul este eligibil, dacă nu vi-l aduc acum, eligibil, dar nefinanțabil. Deci pentru 6 puncte am pierdut finanțare. Nefiind finanțare, nu se poate face, nimeni nu. Ei, să nu cădem în același lucru și cu vechiul sediu al primăriei. Asta vreau să vă spun. Să zicem, domnule, hai să-i luăm. Așa că așa am făcut anul trecut parcă. I-am luat de acolo că trece proiectul. Proiectul anul trecut, banii s-au dus, s-au redistribuit pentru rectificare împreună, că doar nu se punem, nu dăm vina, am fost împreună, nu se pune problema că au făcut unul sau celălalt. Dar să nu facem același lucru și cu chestia asta. Părerea mea, sediul este destul de afectat. Mă refer la acoperișul nostru, nu spunem la pereți. Deci ca să nu spunem la pereți. Iar la spațiul ăla care vine în prelungire, cele trei camere unde au fost, dacă ținem minte, fostul dispensar medical uman, ăla e... Varză. Nu vreau să spun... Cei de la monumente istorice au zis, domnul meu, nu, dacă nu porniți anul ăsta un proiect de reabilitare ceva, pur și simplu închidem spațiu sau vă dăm amendă și închidem spațiu. Deci nu vă dăm voi mai... ideea proiectului cu bani. Poftim? Cei de la monumente istorice, ei nu știau cu spațiu. Domnul Bunar, o singură paranteză. Ei ne-au spus ce facem, domnul. Pe bani europeni pentru monumente istorice sunt Cetatea Făgăraș, Cetatea nu știu care, Castelul Groflui, nu știu de unde, din 1400, nu știu ce. De unde crezi că ai să ai toată țara bani să-ți vină repede pentru o clădire al vostru? Dar sediul este al vostru. Asta e clădirea al vostru. Nu vine nimeni. UNICEF suntem noi în colaborare cu ei, dar își desfășoară oamenii noștri activitatea acolo. Asta vreau să spun. Da, exact cum a mai spus fostul domnul secretar, prioritățile ne interesează. Da. Copiii care duc zi de zi la școală și nu sunt în cărăi. Așa de sus. Iată, hai, mă luăm monumente și toate alea, că nu astea... Eu vin susțin pe anul, luăm bani de la platform pentru cămin. Pentru parohii, pentru cămin. La culte, pentru culte. Pentru culte. Hai, altcineva. Domnul consilier, aș vrea să iau și eu cuvântul. Apreciez domnii consilieri care se zbat pentru problemele comunităților, pentru problemele oamenilor din comuna noastră. Și ne pare rău că banii acordați pentru culte sunt foarte puțini. Și chiar și unii clerici ale bisericilor, organizatori, cer cât de mult, că au nevoie să-ți rezolvi problema. Ne pare rău că nu o să putem să le soluționăm cu banii ăștia, cu ce să iasă din criză sau să-ți rezolvi problemele în totalitate. Cea mai importantă problemă e că eu am găsit sursa de finanțare, doamne. Uite așa, am puțină experiență, dar sursa de finanțare am găsit-o. Domnule, cea mai bună sursă de finanțare sunt tinoriașii, doamne. Dacă toți spun că-s credincioși. Dacă toți spun că-s credincioși. Că mult vin așa de darnici, s-ar da cu pumnul de aici,
din ăștia, banii ăștia puțin acordați. Putem ca să dea numai la o confesiune religioasă, ca să-i întărite pe ceilalți. Nu suntem o confesiune religioasă în comună la noi. Asta e dreptul fiecărui omul și să aleagă o credință la aprecierea. Așa că rog pe clerici, rog pe domnii consilieri, ei nu știu ce surse, nu sunt oameni toți oamenii ăștia cerșători din comun la noi, domnule. Sunt oameni cu bani mulți, domnule. Și fiecare, după măsura credinței lui, când îi solicita să pună, dacă totuși zice că crede Dumnezeu, dacă nu ia păchioara asta. O atâția oameni, cu atâția oameni în comună, horgești, credincioși, ortodoși, cade casa pe preot și să-l omoare într-o zi. Și mai ne batem cu gărmii, dar pe că suntem credincioși. Toți în oreații spună când te ajunge, domnule. Și de aici, din Consiliul Local, din bani acordați pentru cultii, o să beneficieze fiecare cât e puțin, așa, după nevoile lor și cât e puțin, și de unde ne ajunge, o sursă bună de finanțare în Oreași. Și la noi, la Soodor și în alte confesiuni, nu există oameni care să spună că-s credincioși, numai dacă-s falși. Dacă-s falși, nu-s credincioși, nu bagă mâna în buzunar deloc. Dom'le, cam asta ar fi fost un finanțare. Și dacă chiar unora nu le convine de găsirea sursei mele de finanțare, nu le convine pentru că îs falși. Nu vor să bage mâna în buzunar. Plus muritori de foame. Nu cred cu adevărat că Dumnezeu. Sursa de finanțare este și cam atât am avut. Consemnăm domnul președinte, aveți perfectă dreptate și iarăși vă dau exemplu parohia Aricea, care a strâns 900 de milioane acum anul pe an pentru acoperiș și ultima perioadă, o lună de zi. Felicitări, domnule. Am zis. Aș da și eu un răspuns lui domnul Boboc. Dacă lăsăm să facem catedrala de la Horgești pe seama Ienoreașilor, nici în 20 de ani nu se făcea. Dar nici primăria nu dava. Păi nu, nici primăria nu dava. Deci a adus preotul Cobzaru zeci de miliarde omule de unde a fost, din Italia, din Franța, din Germania. Ienoreașii putea să dea și câte 100 de milioane și catedrala nu se făcea, nu era terminată nici acum. Și în 4 ani de zile a fost făcută catedrala. Ați văzut, ați vizitat-o, toți vin. Și la penereală, domnule, dar ce biserică, când mă duc în satul meu și eu, le spun la Ienoreaș să fac așa ceva. Deci, Ienoreașii, omule, degeaba zi, domnul Boboc, sunt săraci, omule, în Horgești. Marea majoritate sunt săraci. Abia duc zilele de azi pe mâine. Eu am fost în toate casele din comuna asta și știu. Dau un exemplu, când a venit o furtună, a fost o tornadă la Horgești, s-au întâlnit curenții de la Valea Sohodorului, Valea Tasului, și-a venit în Sohodor și-a luat casa lui Goraș. Era numai acoperit, i-a luat acoperișul și l-a făcut fleașcă, știi? Și-a venit ăștia de la ISU să facă o expertiză. Când au ajuns în Sohodor, domnule, nu le dăm la niciunul. Nu le dăm ajutor. Și i-am dus la 10 oameni în casă și când a văzut care este nivelul lor de trai, n-a mai zis absolut nimic. Da, a dat la... așa e, cu ușa de la armată. Așa, cu ușa la armată când a venit. Bine, când le-au dat și tablă și internită, da. Bun, la proiectul de hotărâre, dacă mai aveți ceva de... Da, s-au alocat iar 20.000 pentru zilele Horgești. Da. Zilele Horgești s-au făcut ani de zile cu formații din Horgești. Și acum se putea face cu formație din Horgești, nu costa atâta, poate jumate, dar e formația Dămoc, deci numele ăsta le-a intrat la unii, domnule, Dămoc, sunt iohaniști ăștia, pe toate drumurile tot spun că sunt iohaniști ăștia. Și Dămoc, formația asta, mergeți la Săucești, să vedeți ce a făcut formația asta Dămoc, a adus N premii din toată lumea, omule, cu formația de la Săucești, cu elevi, cu cadre didactice. Deci se pot face și cu oameni din sat, omule. Nu să aducem de la Suceava pe o pisică din aia care cântă 10, așa și îi dăm 150.000. 150.000. Dar dăm o și de la Văleni? Nu, și la Horgești.
la Horgești, am pus ceva, vreți să luăm bani de aici și mutăm în altă parte, spuneți concret ce vreți să facem. Vedeți că n-amint ceva. Deci să pot lua de acolo, de exemplu, 10. Un amint, domnul, spuneți un amint. Da, să pot lua 10.000 de lei și date la o grădiniță să facă încălzări centrale. La Horgești, că ăsta este spațiul. De acum 10-15 ani ai făcut spațiu și nu s-a rezolvat nimic. Că atât trebuie, centrală și instalații. Atât, în rest, spațiu care costă cel mai mult este făcut. Spațiu este și la școala Recea. Spațiu este și la școala Răcătău. Dar nu s-a investit nimic acolo. Absolut nimic. La școala Răcătău. De aia se distruge tot ce s-a făcut. Ăștia sunt făcuți de pe timpul lui Bogdan, de pe timpul lui Cucnelu. Țurcanul și trebuie demolat tot. De două. Atât am avut. Domnule consilier, supunem la vot amendamente. Acum care și cum a vorbit despre un amendament, că noi le-am cam scăpat din memorie. Așa nu, dar domnul secretar, și o să îți mai spun o dată părerea cu amendamentul, ca să știm ce votăm. Primul amendament este al doamnei Temea. Am rugămintea pe scurt încă o dată să suntem și doamna despre la ce se referă. Distinși domn Frank, 15.000 de lei de la reabilitare monument istoric și dus la culte și apoi stabilit ședința din mai dacă merg unde au fost alocați. Supunem la vot de la amendamentul, spuneți. Supunem la vot amendamentul doamnei vice. Cine votul este? Pentru. Împotrivă? Cât? Abțineri. Acum ar fi cu destinație special numai pentru Biserica Horgești. Deci sunt mai sunt discuții. Trei abțineri avem, da? Am zis în mai sunt discuții. Mai sunt discuțiile. Deci 12 pentru, 3 abțineri. Da? Interziu nu mai, deci, când întârziază regea. Bună, dar n-am vorbit așa, n-am vorbit. Am mai ca să practicau deja și întârziați la regea. A zis în mai. Deci amendamentul a trecut cu 12 voturi pentru și 3 abțineri, da? Amendamentul 2. Următorul amendament este al domnului Dancă. Domnul Dancă, pe scurt, adică le-am spus, dar... Deci, 50.000 de la amenajarea platformă, am înțeles eu. Da, 50.000 de la platformă. Așa, se duce la... Cus la culte. Casa Tineretului. La culte. Cu destinație Casa Tineretului, nu la biserică. Că aici s-au confundat lucrurile. Nu merg la biserică, merg la Casa Tineretului. Dar acolo, la culte. Bun, dar e singurul cămin cultural din Horgești. Domnul Dancă, întâi merg la culte și de acolo se repartizează. De acolo, cu destinație precisă, nu că se duc în altă parte. Dacă se repartizează de acolo, dacă se... Vorbim dinainte, fără să știm ce o să votez oamenii. Să puneți la vot atunci. Votul pentru. 1, deci 2, la culte. 3, deci 4, merge tot la culte. 6, după aia hotărâm. 9. La culte. Haideți să vedem mai mult. 9 pentru. Fără precizare. Împotriva 2 voturi. Fără precizare. 3, 4, 5. 5 voturi avem împotriva. Domnul, dar n-are vrea și n-ați înțeles și ați votat. Păi și exact. Atunci când, cum îi luăm și ducem la școală? Păi domnul de asta, acolo vreau să nu, că banii ăștia ați votat pentru culti și acum ăștia 50 lei, 50 de mii ne puteam să-i ducem la învățământ pentru centrala de la Rece. S-a votat acum, s-a votat și gata. S-a votat și gata, a trecut tot pentru culti. Bravo, domnule consilier. Păi și la școală ce ducem? Bravo, nu mai duce nimeni la școală. Dar dormiți acolo? Păi ce unii dormim, domnule? Au fost trei ani de mai amendamente, unul după altul. N-ați fost atent la idei. Ia tot la același loc, banii. Domnul președinte, vă rugăm frumos să reveniți, domnule. Nu, pentru asta, domnule, la cum să se deopare. Nu, 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 chiar și dat la film Mihor. Domnul președinte, de ce să spun, cei 50.000 de la platformă au fost cerut în două locuri. O dată pentru culte și o dată pentru. Deci au fost cerut în două locuri, o dată pentru învățământ pentru culte și ați votat pentru culte, foarte bine. Deci ficați bă acolo cu. Ce să specific? Vreți aceiași bani, domnul Bunaru. Nu le-o amintit nimeni. N-ați fost atenți la idei. Băi, nu țipa la mine. Nu că țipa, n-ai fost atent. Domnul, vă rugăm foarte mult.
s-au votat pentru. Atunci trebuie. Vă păstrați calmul. Fiți atenți, vă clar, nu vă răzgândiți așa după 5 minute gata, v-ați răzgândit. Nu ați înțeles. Domnule clar, vă pune dacă dați voi. Nu s-a înțeles. Haideți să fim, hai să luăm din nou vot. Un pic. Haideți să fim atenți, dacă vorbim normal că nu înțelegem. Nu spuneți clar. Păi pune de tot de clar, domnule secretar, vorbiți destul de clar. Sau mă, să nu dau încă clar. Haideți. Nu ați vorbit destul de clar. Domnule, s-a votat, nu se mai reia niciun vot. N-am înțeles unul. Domnul secretar, fost secretar, a venit clar cu ideea, tot de acolo... Doamne, că înainte de a se supune la vot, s-o vorbi clar, da, s-o înțeles. Deci nu, nu ne sucim acum. Nu, acum. Cel care... E că l-au prezentat la medalie de secretar. Are și dreptate. Un pic. Da, da, tu. În primul rând, s-a pus în discuție problema priorității privind încălzările. Și eu cred că marea majoritate, dacă nu tot, a fost de acord că priorități sunt școlile. Școli. 50.000 astea n-ajung să se facă încălzirea acasă. Acolo se mai pune o diferență. Când la școală n-ajunge 50.000 să pună o centrală. Vă rog, 50.000 astea nu ajung pentru tămir. Că a spus chestii discutabile și din punct de vedere. Domnule, să mai completează, domnule, este o problemă. Dar cum adică? Nu aveți siguranța că banii ăștia 50 s-ar duce pentru căminul în casa tineretului aici, că banii s-au la culte, se pot împărți la alte lucrări. Problema este că toată considerați s-a votat așa, s-a votat așa, este corect. Dar să fie. Este filmare, să o vorbim clar. Este filmare. Iar dacă mergem pe ideea asta, atenție la lucru. Dacă mergem pe ideea ta că nu o să fie ședința din mai și-i ducă la căminul cultural, în primul rând, n-avem cămin cultural în inventarul domeniului public și, în al doilea rând, nu se poate face treaba asta. Și atunci eu o să iem în sus, să atacăm proiectul de hotărâre la contencios. Și să vedeți că ce iese din afacerea asta. Gata, aia a fost primarul, nu am nimic împotrivă. Ideea e bună cu aia 50.000, dar nu că îi ducem de astăzi precis la cunii, dar vine chiar acolo. Domnule consilier, un pic de liniște, haideți doamnea că... Domnule, cei care ați votat pentru sunteți care n-ați înțeles... Ce-am puțin pe persoane, este viciat în cazul ăsta, atunci ar ne-am blocat ulterior. N-am rezolvat nimic. Atunci trebuie reluat pentru că nu s-a înțeles. Mie nu iese la număr, 5 și cu 4 suntem 15. 9 și cu 5 suntem 15. Nu, haideți să reluăm votul, că nu iese domnul secretar. Deci, până la urmă, votul trebuie să fie corect, nu viciat. Dacă plecați pe principiul de vot viciat, dumneavoastră vă asumați. Domnul președinte, ce veți iar pentru? Cine este pentru? Doamne, îmi pare foarte rău. Suntem atâți oameni, profesori, că tot numai să numărăm. Haideți, domnul președinte, haideți, nu-i faceți proști pe toți, vă rog frumos. Eu nu am înțeles ce ai spus dumneata. Și am spus clar, când a vorbit domnul consilier, doamne, merg la culti. Dați domnul filmare dacă puteți. Da, lasă. Păi de ce nu? Cum a spus când merg întâi la culti? Am spus. Da. Deci n-am înțeles ce a spus dumneavoastră. La culti. Păi la culti dumneavoastră spune că nu cu... Haideți, auziți, haideți că vin eu cu o propunere ca să căpăm... Serios. Haideți ducem cei 10, să aprobăm. Atenție. S-a votat, s-au dus cei 50 de la amenajarea platformei la culti. Da, atât. Domnul secretar o să vină cu propunerea să luăm de la culti 25 și ducem la școală. Ce e așa de mare greutate? Da, bine, da. Păi da, să ne certăm cu indiseară aici, stăm cu indiseară. Eu nu mai vin cu nicio bază. Ei, dacă atunci eu rămâne așa. Da, mă, fost ideea. Domnule, dacă îi trecute la cuti, 50 la cuti, da? Da. Atunci a lăsat suma de 70.000 și mai pune și pe ea și îl împărțuți la cuti. Da. Domnule, dumneavoastră vătărâi. Dacă e cuti, e cuti. Dumneavoastră vătărâi. Lasă copilul să stea în frig, să suferi de astea, că dăm să facă. Dacă nu aveți copii, care eu am copii care merg la școală. Are domnul. Eu cu amendament. Propunându-le să ia 50.000 de la cuti, să muti la... Da, da, exact. Așa. Dar atunci învăț din apoi. Da. Lăsăm la cuti o sumă fixă. Propuneți domnul se domnul picior. Da, domnul. Dăm 100.000, lăsăm la cuti 100.000 și restul îl dăm la școli. Deci, rămâne 10.000 de lei. Doar că vreau să fac o precizare. Haideți. S-a votat amendament cu destinație exactă. Deci o să rămână pentru toate celelalte culte doar o sumă de 20 de lei. Exact. Deci, și haideți să stabilim că până la urmă votul, votul pe amendamentul domnului Dancă este o, dumneavoastră decideți unde decid eu. Avem, vreau să știu cine se abține, pentru că am 5 împotrivă și 9 pentru. Nu, nu împotrivă, dar nu iese numărul. Eu am fost împotrivă. Cine este, cine se abține? Păi nu, stați un pic. Păi un vot îmi trebuie. Păi un vot, domnule, o votat 9 pentru, 5 împotrivă și suntem 5. Eu am votat
pentru să meargă la culti. Corect. Bun. Specific încă o dată. Suntem 15 consilieri. Și iese mai mult voturi. La strătirul Hogea nu mai era măgare. Când sunt încălecat, nu mai era măgare. Când sunt încălecat, nu mai era măgare. Mai întrebați o dată. Care a fost pentru și care... Hai să vedem cine e pentru. Ce e nou pentru. Haideți să totuși să vedem. Așa cum s-a votat. Pentru, da? Care a fost pentru din prima? 2, 3, 4, 5, 6, domnul Crescu, nu ridici mâna sus, n-ai fost pentru. Eu n-am înțeles. 7. Eu n-am înțeles. Așa am spus și eu după ce am votat. Păi după ce ai votat, domnul Crescu. Pune domnul ăla, văd din nou, că nu, vă scac. Noi eram pe ședința de ședință. Până la urmă avem așa 70.000, avem la plus 5 pe care au venit deja. Deci aia fac 85, până la 100, dacă hotărâți. Dar care până la 100? Vă mai aduci 50? Păi da, dar după aia luați iar de la culte și îi duceți la școală. Dar de ce așa? Nu ieșim la voturi, că în primul rând nu ieșim la voturi. Haideți să... Domnule, hai să luăm, punem o hotărâță, o sumă și o punem așa. Noi ducem la culte, votați și votați, mutăm la școli. Domnule, ia stați un pic. Ei să votăm din rânduri. Hai să votăm din loc. Domnule, care-i de acord, care vrea să meargă banii ăștia la culte, domnule? Să ridici mâna sus. Care bani? Banii 50.000 de la amenajare, da, la culte. Haideți să-i scriem. Lăsăm și la învățământ. Deci pentru, cine e pentru? Cine e pentru? Domnul Bobov. Ați văzut că nu s-o înțeles? Deci eu așa am înțeles amendamentul. Domnul Căliman. Cu destinație exactă, casa de așa am înțeles eu. Așa a propus, da. Da, dar prin culte, domnul Căliman. Prin culte. Prin culte. Prin culte. Tocmai. Adică banii să fie rămași, după aia nu se împărțiți în altă parte. Păi și dacă în ședința din mai nu sunt de acord să se ducă la din culte, domnule, voi de nou la vot. Cine e pentru? Până acum am trei voturi pentru. Domnule, stați un pic, de acum formulez din nou. Cine este de acord ca banii ăștia să meargă la culte cu destinații pentru căminul catolic? Cine e de acord? Haideți să așa, haideți să vedem nominal. Dumneavoastră cum nu mai e de acord acum. Nu mai suntem. Haideți să vedem. Vedeți, domnule, că ați fost de acord cu mine când s-a înțeles. Domnul Dancă, domnul Căliman, da? 2. Domnul Dămoc. 3. Domnul Bogdan. Domnul Bogdan. 4. Atât. Mai este cineva pentru? Nu. Mai strigăm o dată. Nu mai este domnul. Împotrivă. Vă rog frumos, lăsați sus. Împotrivă. Domnul Boboc. Doamna Savin. Domnul Tufescu. Domnul Crețu. Domnul Crețu. Domnul Costică Mitică. Domnul Tudorică. Domnul Brânceanu. Domnul Brânceanu. Domnul Budnaru. Domnul Budnaru. Și abțineri? Eu mă abțin. Și eu mă abțin. De două abțineri. Pe motiv că merg pe aminatul să meargă la școli. Prisecarul și temea, da, abținere. Da. Deci o ieșit acum, domnule. Acum ne-a ieșit. Acum a ieșit. Acum a venit cu amendamentul domnului secretar prin care propune cei 50.000 de lei să fie dați la școală. Priorități la școală, da. Direct la școală. Supunem la vot al treilea domnule, propunerea domnului secretar ca banii ăștia să meargă la școală. Ascultați, ei, pentru încălzire la școală, care o fi la centrali. Deci suma de 50.000 de lei. Nu la o școală, domnule, la școli și atunci o să la votăm școală, la care școală merge. La care școală? Haideți să vedem când vin cu propunerea care am listă de investiții atunci și nu mai mese suma. Spuneți exact cu direcții unde. Nu este 50.000, eu trebuia să-i avem în listă. Modificăm unde? Domnul Dămoc, exact pentru școala Recea, pentru central. Ca să fie clar. Asumați-vă. Da, eu mi-am asumat. Și prima dată. Și prima dată mi-am asumat lucrul ăsta. Amenajare. Ia de la amenajare. Exact școala Recea. Platformă, da? Da, și se duce la centrală școala Recea. Centrală. Și dacă să găsim bani să facem și altă școală, nu ar fi. Asta facem. Supuneți la vot. Cine e și pentru? Haideți tot nominal. Domnul meu, cum ați spus acum ultima dată? Bă, dar nu sunteți afară. Nu vrem ca banii ăștia să meargă la investiții în școala Recea. Care să de la 50.000 de amenajare. Nu mai țipați, domnule. Că nu o trecut cu amendamentul. Păi, dar nu sunteți atenți de asta. Sunt foarte atent. Tu vorbești tare. Eu aștept ca președintele să pună la vot amendamentul. Păi, ca să-i legat. Da, domnul Crețu, aveți foarte perfectă dreptate. Supunem la vot ca ăștia 50.000 de lei de la platformă, de la platformă să fie duși la investiții la... școala Recea. La căzire. La căzire.
pentru. Haideți, domnul Milan, să trecem. Domnul Boboc, domnul Tufes. Cine este pentru? Tufescu, Costică Mitică, domnul Dudulică, Vrânceanu, era mai ușor, da? Prisecaru, Butnaru, Codreanu, Codreanu, Crețu, Sabin, Sabin, Ștefa. Împotrivă. Domnul Dancă, domnul Căliman, domnul Dămoc și domnul Bogdan. Dămoc și Bogdan. Sunt, da? Gata. Deci amendamentul trebuie. Vine să în campanie și vreți să adunați. Oricum meritul i-a adunat. El a scos banii, nu i-a scos așa. Da, domnule, nu am nimic, noi n-am așezat treaba. Da, domnule, mai aveți dumneavoastră un amendament. Atenție ce spun eu, mai avem un amendament. Nu-i de acolo, din altă parte. Nu, la Suceava face. Atenție ce vă spun, mai are Dămocul, nu? Are domnul Dămoc amendament. De la bunul și serviciu 150. Păi da, vine domnule, îți votăm unii pe cap. Ia, ne credem că nu votăm. Amendamentul domnului Dămoc. Un pic cu el, haideți să fie anul să fim atenți. 50.000 de lei de la bunuri și servicii, da? De la 51.02 la învățământ, finanțare pentru achiziții calculatoare. 25 la școala Borgeș, 25 la școala Răcătău, dacă am înțeles eu bine. Exact. Dacă suntem atenți, înțelegi. 20.030 de la 51. De la voi, de la primărie. Da. De la bunul și servici. Da, dacă se poate, de ce nu? Nu am nimic în poate. Hai, supunem la vot. Cine e de acord? Pentru, da? Domnul Boboc? Da, da. Păstică Mitică. Brânceanu? În unanimitate. Domnul Dămoc, sunteți de acord să mai luăm și cine? Și Mitică. Domnul Brânceanu, acolo. Pentru cine mai este? Hai, votăm asta. Votăm asta. Da? Da, da. Deci mai da, da, sau, votăm pe ăsta acum. Nu. Mai trebuie să-l votăm aici. Să fie cu destinație fixă pentru calculatorul. Dar noi trebuia să lăsăm la o rectificare bugetară, că vedeam cine rămâne de aici, că calculatoarele nu ne trebuie proiecte. Ne ducem, luăm listă de achiziții de aia, le cumpărăm și atât. Nu ne trebuie proiecte mari timp, mari socoteală. Și atunci... Făceam la o rectificare bugetară. Casele comune nu e obligatoriu să cheltuim 20.000, cheltuim, dacă avem 10.000, 10.000 cheltuim, atât. Cât avem? Cât am alocat, atât cheltuim. Amendament, domnul Budaru. Da. Așa a zis și fiecare, dar amendament. Unde acolo încă 5.000? Unde? 10, nu 5, 10. 10? Da, dar n-ai ce să faci cu 10.000 acolo, nu a ajuns nici într-un an, deci au trebuit 12.000 de lei pe puțin. Minim. Păi ce am făcut? Facem mai puțin decât a făcut în altă oară. Facem mai puțin, ce? Și descăldăm în nici chiar, domnul. Îi facem de râs. Da, bun, dumneavoastră. M-a dat atunci și așa ești la Treiera. N-ai timp să vinzi. Dar nu sunt beneficiar. Nu iau toată comuna la Treiera. Sfânta Maria Domnului, sărbătoare. Nu mă duc toată comuna. Așa-s două. Eu când eram copil să... Așa ești, așa. Poate cum i-a dat de duci să transporti friezi la bani. Vezi că nu jignesc. Eu nu jignesc. Nu, domnule, dar n-ai dat un exemplu, poate nici nu... Dă exemplu pe altcineva, sau pe Dumitalică. Poate nici dar ajungi la zilnic bogat. Domnul Bucat. Da, da, da. Chiar consider că ideea domnului Dancă de proiect pe fonduri europene pentru reabilitare monument istoric este una cu șanse de reușită, pentru că aici cu siguranță dacă doar să găsim linia de finanțare, da, și domnule, cred că s-o găsim. Am zis că nu, am zis că nu. Am aruncat acum un noi rapid și sunt linii de finanțare pentru reabilitare monumente istorice. Și dacă e, acolo e o sumă consistentă. Eu vă promit că vin cu rectificare și luăm banii aia, dar în momentul când avem proiectul. Corect. Da, să zic. Dacă nu avem proiectul aprobat, de ce să discutăm? Doar să aveți în vedere lucrul ăsta. Da. Haideți procedura de vot, reluați-o, că ne-am oprit la jumătate. Deci pentru amendamentul domnului Dămoc, 50.000 de lei către... Plus 5.000 de la... Cât e de sat? Nu, după ce am deci, haideți... Ameu a trecut, acum domnul Dumnezeu. Nu, s-a oprit la jumătate votarea. Nu s-a votat. Notat 3 voturi pentru și s-au început discuțiile. Da. Când să rămână la urificare. Haideți, mai spuneți o dată, domnul președinte, la vot amendamentul domnului Dămoc. Mai explicați o dată, domnul Dămoc, de unii luăm bani și unii punem, ca să audă oamenii că el zice că n-am înțeles. 50.000 de lei de la 51.02 bunuri și servicii de la cheltuieli la autorități publice primării,
către învățământ, achiziție, calculatoare, 25.000 pentru PJ Forgești, 25.000 PJ Rătăvău. Deci voturi pentru. Acum, haideți, aici cine este pentru? Cine este de acord? Domnul Bobo, cum votați? Pentru. Toată lumea vota. Domnul Tufescu. Domnul Costică Mitică. Eu mă abțin, domnule. Eram deputat în comisie și n-am avut nicio... Haideți să luăm abținerile. Pentru, am zis pentru. Mâna sus pentru. Haideți să luăm abținerile, atunci aș împotrivă. Da, nu. Abțineri. Eu. Am discutat ieri în comisie. Noi avem de plătit o taxă de 50.000 de lei numai la persoane cu handicap neîncadrate. Atunci nu plătim taxa, rămâne să plătim penalități că trebuie să cumpărăm calculatoare în școli. Păi, dar ce nu e explicat? Păi, dar și vă gândiți, bă, dacă să vrea, dacă nu spus să rămână la o rectificare, o să vină la... Nu, dom'le, noi nu discutăm cu oamenii, ăștia ne-au dat banii acum și finanță, nici Consiliul Județean, nu știu dacă o să mai vedem bani. Deci noi rămânem ca să nu putem să ne plătim contribuțiile, să plătim penalități, că trebuie să luăm calculatoare. Am spus, nu ne trebuie proiect, nu ne trebuie nu știu ce, le achiziționăm, le cumpărăm. Mutăm banii la o rectificare și cumpărăm calculatoarele, dar nu acum, deocamdată noi nu știm nimic, cumpărăm calculatoarele. Bine, deci bine. Nu putem să așteptați. Mulțumim, doamnă, pentru precizare. Deci, deci am avut o abținere, am văzut că nimeni nu a fost împotrivă, să înțeleg că sunt 14 voturi pentru, da? Corect. Să-ți găsiți bani. Hai, domnul Iulian Tufescu, mai rog. Bun, de unde iau atunci unde? De la bunul servicii la școală. Bunul și servicii înseamnă 20.0109 și 20.0130. Noi doar nu suntem domnul Tufescu conturi. Da. Că ți le dă pe alu dumnealui după aceea. Da, e un cont mai lung, așa, domnul Iulian. Mai avem, un amendament al domnului Costică Miticu cu cei 50.000 de lei pentru da, da, mai bine domnul domnule. Domnul Tufescu mai are. Am cerut 5.000 de la 20.000 de acolo. De la zile comune. De la zilele comune și ia 5.000 și vin tot la tot pentru achiziționare de material didactic pentru școli. Jumătate și jumătate. Tot la acolo la cheltuieli. Cum se poate face? O sală, două. Da. Din banii ăștia. Ce sume? Tabla asta este un obiect de inventar, de investiții, de aia școlile din bugetul lor nu poate să achiziționeze? Păi nu știu, trebuia să vă spun directorii. Păi... Noi le facem o investiție, ne dăm, dar nu știu dacă cumpărăm... Deci ar trebui prins aici la cheltuieli complementare, la navetă ca de dace, cheltuieli și amenajare, acolo sunt unii. Păi, n-avem acolo 150.000 de lei unde au spus că nu o să toarne platformă și atunci trebuie să-i luăm? Păi, tot și luăm. Și să rămână acolo de material didactic. Deci ne-a rămâne 20.000 acolo, domnule. 18.200. Da, eu vorbesc la totul. Cu amendamentul domnului Tufescu, cine este de acord? Pentru? 1, 2, 3... Haideți să luăm invers atunci, am abțineri și abține. Una, domnul Crețu, două, domnul Pisecaru, și împotrivă. Domnul Păsică Mitică, domnul Vânceanu. Dacă nu se cheltuie tot la domnul Tancă, domnul Călimar, domnul Tancă, domnul Codreanu. Domnul Codreanu. Și doamna Temea. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Hai să fim serios. Șase împotrivă, două abțineri. Și împotrivă și domnul Bobo. Deci avem șapte împotrivă. Și eu tot acolo, cu abțineri. Și opt împotrivă și două abțineri. Avem cinci voturi pentru. Un miliard pentru. Nu Supunem forma prezentată. Domnul președinte, numai un pic, nu vreau să fiu răutăcios. Ați văzut că azi am deranjat. Părerea mea este că platforma asta de aici, din spate, trebuie făcută. Stați un pic să spun și vorba. Deci eu trebuie să găsim soluția, nu să facem cu acoperici. Platforma să o nivelăm, să se chinui băieții cu prinderea utilajelor.
Pe mine m-au chemat de la prinsă. Stai în magazin, nu afară, domnule. Bă, ce cum păi, magazin, bă, la post, băgat tot în magazin. Asta este. Da, eu am spus și părerea mea este că nu are timp să stea în magazin, n-ar trebui să aibă timp să stea. Dar nu trebuie să stea, hai trebuie să stea în magazin, că este magazin. Domnilor consilieri, supunem la vot proiectul de hotărâre, bugetul, cu amendamentele votate anterior. Cine este de acord? Iar nu sunteți de acord. Iar nu sunteți atent. Supunem la vot bugetul cu amendamentele anterioare. Votat. Votat. Nu, nu. Păi nu ești de acord cu proiectul? Da, ce mă trebuie. Haideți-o loc. Împotrivă ce avem. N-avem. Abțineri. Abțineri. Domnul Dancă. Domnul Dămoc. Da? Înseamnă că avem 13 pentru, da? Da, 13 pentru. Foarte bine. Eu mă abțin pentru că știți foarte bine motivul. Dacă vreți să mai zic, că domnul. Ați venit cu un amendament și acolo sunteți de acord cu el sau cu mine? Este investiția aceea. Hai să de acolo. Deci am votat amendament. Am fost de acord cu amendament. Bugetul a trecut. Domnul secretar. Trecem la punctul 2. Vă rog să vă înscriți la cuvânt. Vorbim despre punctul 2. Da, haideți să... Să chem pe Vale, da? Da, stăm-mă și pe Vale, dar o să prezint și eu. Deci, la punctul, la proiectul numărul 2, este vorba de acordul. Sunteți atenți, domnule, hai să continuăm, că stăm până de seară, stăm. 13.53. A, nu-i târziu, nu? E, păi atunci mai stăm. Proiectul numărul 2, da, proiectul cetățean, foarte bine. Exact, stăm și până așa. Așa, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu UNICEF. Cred că luna trecută am aprobat împreună colaborarea cu ce v-am spus eu, cu Centrul Comunitar. Gata, domnul. Hă? Hă? Da, ia un loc. Deci, luna trecută, am ascultat un pic, hai, putem continua? Domnule, un pic de liniște. Hai să continuăm. Doamna contabilă, înțeles. Cine a înțeles, doamna? Nu, există lipsit calculatoare, nimeni nu putea răspunde. Sunt obiecte de inventar până în 2500 sau pe... Nu, doamna, dar nu are. Domnul consilier ne poate răspunde la întrebarea asta. Vorbeam cu domnul Tufescu, eu. Încercați, haideți să terminăm treburile noastre de acum, am terminat cu bugetul. Deci devenim la partea de acord. Deci am, spuneam că luna trecută am aprobat în Consiliul Local propunerea de colaborare dintre Comuna Horgeș și UNICEF. În luna aceasta venim cu acordul de parteneriat în urma... Mă repet, acordul dumneavoastră de a colabora cu dumneavoastră, în care venim cu lucruri concrete. Ieri, într-adevăr, am primit câteva întrebări în cadrul comisiilor, în care n-am știut să răspund. Mi-am făcut lecțiile și o să vă răspund acum la tot ce avem noi. Deci, din discuțiile purtate cu cei de la UNICEF, chiar astăzi dimineața am avut o ultimă întâlnire cu dumneavoastră, ne referim la costuri. Practic aici e discuția. E vorba de anexa numărul 2, alocarea bugetară între activitățile care urmează a fi realizate în parteneriat cu în acest proiect. Vreau să vă spun că în urma discuțiilor cu dumnealor, ei vin în proiectul nostru la total centru, costuri din centrul nostru, cu 1.467.160 de lei. Costurile noastre ar fi în plata angajaților noștri care își vor desfășura, sunt la ora actuală, chiar dacă nu, își vor desfășura activitatea în cadrul centrului. E vorba de asistent social, asistent medical comunitar și mediator sanitar, care la ora actuală sunt prins în grila de salarizare a UAT-ului Horgeș. Nu știu la cât se referă, sumele, deci singurii cheltuieli în toată parteneriatul ăsta se referă la plata celor trei salariați care îți vor desfășura activitatea în cadrul acestui proiect. Bun. Discutam ieri și nu am știut să răspund spre rușinea mea despre număr de unități aici. Dacă aveți în față, bănuiesc, anexa numărul 2. N-am dat anexa numărul 2? Ba da, toată lumea are. La anexa numărul 2
la număr de unități. Aici o să vină în echipa de implementare un coordonator de centru, un responsabil financiar, un tehnician IT și toate. Sumele sunt în dreapta costul pe unitate. Aici numărul de 36 reprezintă lunile în cadrul proiectului. Acum am Eu v-am spus și eu. Problema este că o să vedeți în altă diferență. De exemplu, coordonator centru comunitar integral. 36 de luni, ori 5.000 de lei pe lună. Pe lună. Așa. Ăla e brut. E brutul? E brut. Bun. Deci nu se va angaja din cadrul UNICEF-ului, în cadrul centrului nostru, decât pentru suma respectivă. Domnule, atâta putem să-ți oferim. Vrei să fii, șef de centru comunitar la centru comunitar Horgești? Îți oferim 5.000 de lei pe lună. Dacă nu vrei, căutăm pe altcineva. Sau punem la condiții chestia asta. Bun. Responsabil financiar. Vedeți dumneavoastră, este 36 ori 2.000. Diferența este, că am zis, domnule, 2.000. Cine o să vină? Unul vine cu 5.000. Este vorba de jumătate de normă. Aha. Deci atât e calculul făcut pentru jumătate de normă. Atât și tehnicianul IT și personal de întreținere. Dacă vă uitați dumneavoastră, 1.600 la personalul de întreținere. Da. Deci, femeia de servici pe românești. Da, da. Bun. Restul, dacă vedeți dumneavoastră că am ridicat problema asta, la psiholog, educator, kinetoterapeut, medic, eu știu ce fel de specialitate, eu zic că, ginecolog o să fie cu probleme noastre, și expert tehnic, ULC, în fine, o să fie un expert tehnic care se ocupă, îți 36, restul cu 30 de luni, ori 6.000, 7.000, 5.000. Astea sunt fondurile pe care UNICEF-ul le în proiectul ăsta. Deci banii lor, pe salariile. Da, pe banii lor. Deci okay, noi suntem cei, dacă vă uitați dumneavoastră în anexa, la asistent social, linii, număr de posturi, dar liniuții cu zero din partea lor, este contribuția noastră. Deci toată noastră, în toată chestia asta, noi punem cu contribuția de a plăti în continuare oamenii ăștia să-și desfășoare activitatea acolo. Ei își desfășoară totuși activitatea în cadrul primăriei, la ora actuală. Deci prin proiectul de incluziune socială, din primul proiect pilot. Noi l-am preluat și avem sustenabilitate asupra proiectului respectiv. Noi ți-i plătim în continuare, dar să-și desfășoare activitate în colaborare cu specialiștii care vor veni. Nu o să vă gândiți că o să avem psiholog în fiecare zi la centru comunitar. Deci ca să, eu sunt un om deschis și vreau să ne stabilim. Pentru că nimeni nu o să vină cu 6.200 un brut să-ți dea un psiholog în cadrul centrului comunitar Horgești. O să vină periodic, o să stabilim împreună, dar se pune și în acord, stabilit modul de și am zis la un moment dat, am zis ca și problema asta, doamnă, dar un kinetoterapeut s-ar putea să nu vină cu 5.000 de lei la Horgești. Zic eu, am zis problema mea, cine suportă? O să fac în așa fel încât sunt practic două suntem 4 centri, două la mediul rural, două la mediul urban, noi suntem cu Coloneștiul, alt centru comunitar stabilit, este Coloneștiul, în care să fie. Poate la ei au mai puțină activitate decât la noi. Deci, buget, sau invers. Da. Poate să fie și invers. Iar bugetul ăsta acolo, alocat se poate modifica. Da. Deci asta vreau să vă spun. Dom'le, dacă nu avem, vine medic ginecolog și noi avem aici 50 de gravidii. Dau un exemplu. Noi, Mungureni, nu știu cine mai avem, Corbasca este arondată la noi. Și avem 50 de copii minori probleme sau cu dezabilități avem 30 de copii sau 50 de copii. Iar la Colonești, sunt numai 30, normal că bugetul va fi alocat de acolo. Deci acum, la ora actuală, sunt împărțit în mod egal pe centri, inclusiv cel din Moinești, inclusiv cel din Băuș, din discuțiile purtate. Deci fiecare avem în mod egal. Asta ar fi. De restul, sub deplasări, totul este suportat de către ei. În toate lucrurile astea, în care ei vin în parteneriatul ăsta cu 1.400.000, na, 1.000.000, nu. Vorba de 14.700.000 aproape, în care vor să investească, v-am mai spus și atunci, am mai spus și în comisie, și am mai spus și în momentul când am fost de acord cu acordul de principiu să pornim, demarăm chestia asta, la care am semnat convenția, acum semnăm acord deja, în care se va depune proiectul, în care noi nu o să investească în clădire. De asta vreau să spun. Acolo veneam și de asta am venit eu cu propunerea de a aloca banii respectivi în vechiul sediu al primăriei, în care vrem să amenajăm clădirea care rămâne a noastră. Deci la un moment dat centrul comunitar va rămâne pe parcurs. Dar la un moment dat, sincer vă spun, s-ar putea să existe posibilitatea de ne au reușit să-i
Să-i suportăm noi toate costurile astea, m-ați înțeles? Nu știi ce o să fie peste 3 ani, nu putem să spunem chestia asta. Poate o să vină alt proiect care o să ne acoperi toate chestia asta. Practic, proiectul este de 3 ani. De 3 ani, are, proiectul este de 3 ani. Anul ăsta se va depune, începând de aprobare, eu zic 2019-2020, da. 3 ani cu posibilitate de prelungire încă 2 ani. Cu posibilitate de prelungire, exact cum a fost și incluziunea socială. Deci a fost 3 ani cu iarăși prelungire. Dar bugetul e pe ăștia 3 ani. Deci bugetul e prins pe 3 ani. În momentul când expiră cei 3 ani, se va face act adițional și se va veni cu alt buget, cu alte alocări de fonduri. Asta vreau eu să vă explic ca să aveți, să votăm în cunoștință de cauză. Ne-am mai avut câteva întrebări aici, la fel la acord, dar nu ne-am edificat și ne-am zistut. Eu, din punctul meu de vedere, m-am lămurit. Dacă aveți nelămurit, vă pot sta la dispoziție. Mulțumesc. Pe marginea acestui proiect, vă rugăm să vă scrieți la cuvânt. Comisiile, dacă... Comisiile. Avizul comisiei. Juridic, avizul favorabil. Învățământ, știți că am discutat ieri și a rămas să mai ne aduceți să lămurim. Am dat... O să fiecare consilier o să-și exprimi acordul sau... Și buget finanțe? Fiecare își va spune punctul de vedere, dacă are. Din punctul de vedere, ea a zis favorabil. Domnul Bogdan, aveți cuvânt. Favorabil. Eu. Deci dacă are cineva de discutat. Puneți la vot, dacă postul de întreținere, atât acolo... Postul de întreținere. Cred că poate fi un subiect mai sensibil. De ce? Dacă poate fi acoperit din 250 de lei, cheltuie, mai ales iarna, cu încălzire, electricitate... Tata așa, să ajung la... La ce capitol, dacă sunteți... 5.6, e la urmă, pe ultima 5.6, pagină. 5.6, pe ultima pagină. Costul de întreținere, spațiu pentru desfășurarea activității. Electricitate, încălzire, apă și canalizare. Ei zice pe 30 de luni, 2 milioane jumate pe lună. Deci s-ar putea, știți cum, eu parafrazând un contemporan al nostru, iar dar nu-i ca vara, știți cum e. Cheltuielile vor fi echilibrate. Sunt excepții. Acolo trebuie... Nu plătești 5 milioane, dar cine plătești tot 5 milioane? Dacă nu mai e nimeni care ar dori să vorbească despre subiectul ăsta, supun la vot. Punctul 2. Cine este de acord? Domnul Căliman. Supunem la vot punctul 2. Împotrivă? Avem împotrivă? Abține? Avem unanimitate, da? Trecem la punctul 3. Cam dubios. Domnul primar, dacă vreți să... Da, eu aici o să-l luăm pe colegul meu, Valea Vinti, să vă explice expunerea pur tehnică, ca să vă spun despre ce-i vorba. Ba da, e punctul 3. Acolo. Da. Hai să facem adres SBS-ul atunci. Eu am discutat și ieri în comisii. Problema este în următor. La SBS-ul, domnul Costel este la o instruire astăzi, domnul șef SBS-ul din cadrul unității noastre. Așa că o să rămână. Ideea este că astea, propunerea noastră care venim noi aici este cum ar trebui să existe un centru SBS-ul în cadrul unității noastre. Sincer vă spun și pun mâna pe inimă, și am vă spus și ieri în comisii, nu știu dacă o să ajungem vreodată să avem toate dotările astea. Dar ca propuneri, ca aprobare, legal, din punct de vedere legal, ar trebui să existe. Dar, eu vă spun, nu știu dacă, nu, eu vă spun că nu cred că o să avem vreodată posibilitatea să achiziționăm un auto special și toate lucrurile astea. Noi am pus undeva în buget, dacă ați văzut, o sumă de 48.000, minimul pe care... Este venitul minim garantat, cum se numește. Minimul pe care am putea noi să alocăm la câte probleme sunt la nivel de comunitatea noastră. Noi am alocat suma de 48.000 de lei în ideea în care să putem să mai achiziționăm, pentru că cu amărăciune, așa discutam cu doamna viceprimar, în primăvara asta nu a fost din care să nu fim solicitați la incendii de, Și la locuințe și la asta, cum să vă spun eu, la terenuri. Și am zis să putem dota ca să îi putem interveni acolo unde
este cadrul. Mulțumesc. Doamna Vici, comisiile. Avici favorabil. La fel. Politic. Faceți. Buget. Domnul Bogdan, dacă cineva are de discutat pe marginea acestui proiect, domnul Domnul Havescu. Nu, aici aș fi vrut, în primul rând, să-i se predică și nouă echipa completă cu membrii SVSU, plus eventual listă de voluntari. Da, eu recunosc că nu mi-a spus ieri, mi-am notat, dar am uitat să-i spun cu Costel. Cu Costel, la Costel. Nu neapărat. Și se înspre situația la zi, pentru că noi avem parteneriatul cu Comuna Parincea. Că spuneați acum că noi nu avem niciun punct special. Păi trebuie să avem, că avem parcel parteneriat cu Parincea, unde am cotizat și noi. Noi avem parteneriatul cu Parincea, proiectul pe care parteneriatul cu Parincea. Noi ne-am alocat anul trecut, în hotărârea Consiliului Local, 24.000 de lei în proiectul respectiv. La ora actuală lucrează la amenajarea spațiului pentru centrul respectiv. Ceea ce vă spun eu, ce știu eu, la vorba toată. Deci, banii păi și banii noștri? Banii noștri sunt duși la primăria Parincea. Noi, punctul nostru de vedere, ne-am alocat cei 5% pe care am aprobat. În termen de finalizare al investiției? N-aș putea să vă răspund. Trebuie să vorbesc cu domnul primar Roșu, care este principalul la managerul de proiect. Și să ne răspund dacă are o... mi-au angajamentul că o să discut și o să vă răspund în ședința din mai, ca să vă răspund un termen de finalizare pe care îl preconizează dumnealui. Ok. Și în rest, doar așa ca să punctez câteva aspecte din planul ăsta, să zice aici, conform gradului de asigurare, pare că sunt foarte bine la comunicații și informatică, sub grad 100%. La protecția populației, cazare, evacuare, adăpostire, grad de asigurare 100%. Deci, în caz de Doamne ferește ceva, suntem acoperiți, înțeleg. Un val de ceață. Da, o lăsăm așa. Mulțumesc. Dacă mai e cineva. Dacă nu mai este nimeni, supun la vot punctul 3. Da. Împotrivă, abțineri. Avem un dat, da? Facem la punctul 4. Domnul primar îi va explica și punctul 4. Da, expunerea de motive o să vă explici domnul Vali Arvinti, care lucrează efectiv în... Deci, cu privire la aprobarea planului anual de acțiuni, în fiecare an Consiliul Local e obligat să aprobe prin lege să aprobe un plan care e elaborat de serviciu de specialitate. În planul ăsta local, care are mai multe, are 3 puncte, îți prins cheltuielile cu serviciile existente. În cazul nostru, a primăriei, nu avem niciun serviciu acreditat la nivelul primăriei sau serviciile care o să fie înființate, după aia îți prins cheltuielile cu îngrijitorii asistenților personal, ținând cont de faptul că la 2 ani, conform legii, trebuie să aibă o instruire obligatorie, cheltuielile fiind suportate de către bugetul local, după aceea cheltuielile care se fac cu transparența actelor care se emit în cursul anului și probabil în al treilea rând, dacă mă șer, cu cheltuielile de perfecționare a personalului care lucrează. Deci cam asta mare cuprinde un plan anual de acțiuni care suntem obligați să noi să-l elaborăm și să fie aprobat de către Consiliu. Ținând cont de faptul că noi la nivelul comunii nu avem niciun serviciu, întotdeauna comuna noastră a fost numai pe beneficii, a fost taxată pe beneficii sociale, iar acum prin hotărârea 797 din 2017 ni se impune aproape, adică ni se impune, stabilește înființarea și acreditarea de servicii sociale. Am avut la punctul 2, dacă mă înșel, am făcut o propunere de înființare a unor servicii care am considerat că ar fi necesar la nivelul comunii. Serviciile astea sunt de îngrijire la domiciliul persoanei vârstnice, centru de zi pentru familii copii sau centru de zi cu asistență suport. Acum, dumneavoastră, la nivelul Consiliului, o să vedeți dacă o să aprobăm toate trei sau o să aprobăm un singur serviciu,
Oricum, cu privire la serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, avem un număr de 60 de persoane vârstnice sau singuri sau în imposibilitatea de a se deplasa. Pe domnul de a se deplasa. Și, deci, și în același timp avem un program de interes național care, prin care se acordă fonduri pentru dezvoltarea acestui tip de serviciu. De asta l-am și trecut în planul ăsta anual, pentru că în momentul în care am aprobat un astfel de serviciu, am avea și sursa de finanțare externă pentru am înțeles că pe dacă nu mă înșel. Cam ăsta e cu planul de serviciu. Dacă întrebare, domnule Vinghe. Vă mai lămuriți, da. Da, întrebare. Faptul că dumneavoastră lucrați în acest serviciu de câți ani sau cât lucrați, trei, ce considerați că la momentul actual din cele trei puncte pe care le-ați enumerat, servicii îngrijiri la domiciliu, proiectul pe care i-ați mai spus dumneavoastră, ce considerați că la momentul de față este de importanță majoră pentru comună? În vară, cam prin luna august, a fost întrunit un la nivelul comunii, avem înființat un consiliu comunitar consultativ. Și exact acest subiect am discutat și ne-am uitat pe serviciile care s-ar potrivi și în concluzia noastră a fost la momentul respectiv că serviciul de îngrijire la domiciliu a unor persoane vârstnice ar fi caz. Mai ales ținând cont de faptul că sunt persoane vârstnice care au asistent personal, s-ar putea la un moment dat să nu mai putem susține plata asistenților personal și atunci ar fi de preferat ca două, trei persoane să susțină toată această plată și persoanele vârstnice cu dizabilități să primească indemnizație. Practic, aia banii care... Există astfel de persoane interesate pentru așa ceva? Trebuie să aveți. Deja avem un tabel care dat și la prefectură, dar cu toate persoanele, și cu nume, prenume și tot. Și numără egal. Am vrut să mă duc. Am participat la ședințe consultativ. Da. Acum se împlinește anul. Da. Ce trebuie făcut ca să înființez serviciul ăsta? Prima și prima dată, deci trebuie aprobat în Consiliul Local înființarea serviciului. Înseamnă că proiectul de hotărâre trebuie să veniți cu el în Consiliul Local. Da, vom veni la următoare. Și în același timp și regulamentul de funcționare a asta, după aceea se acreditează serviciul. Pur și simplu, aia urmează, e treaba noastră de acreditare. Undeva e făcut, dar n-am zis să nu vă aglomerăm. După ce s-a aprobat de către Consiliu, urmează acreditarea serviciului și de funcțiunii. Da, și luna viitoare că l-avem în discuție. Putem accesa și fondurile după aia ulterior. Fără acreditare nu putem vorbi despre. Comisii. Domnul Domoc, aveți cuvântul. Domnul Aminte, vreau să vă întreb. Am văzut că acest plan anual de acțiune de serviciile sociale de la nivelul comunei Porcești nu se specifică nimic, pentru că servicii sociale înseamnă mult mai multe lucruri, înseamnă și beneficiari de 416, înseamnă și... Nu, alea sunt prestații, nu sunt servicii. Prestații, deci... Tot beneficiari, tot un serviciu social. De exemplu, eu am aruncat un ochi și pe alte planuri de la alte comune și include inclusiv această... Nu, am văzut și eu confuzia. Deci există o confuzie. Prestații înseamnă plata în bani sau în acumulă. Dar eu mă refer la plată, mă refer la măsuri care trebuie să le luăm, pentru că acel număr de beneficiari să scadă, să integrăm pe piața muncii. Exact asta exact. Vreau să vă spun ce înseamnă serviciu, înseamnă prestații. Serviciu înseamnă atunci când, practic, nu-i plătești absolut niciun ban, îi prestezi un anumit serviciu. Cum ar fi un serviciu social, un serviciu medical, un serviciu de învățământ, deci asta chiar un serviciu. Îngrijiri la domiciliu nu-i dai niciun ban omului, te duci efectiv și îngrijești. Ăla e serviciu. Prestații, ce înseamnă beneficiar de ajutor social, de încălzire, alocații, susținere, alea sunt prestații. Am văzut și eu, uitându-mă și mă documentez pentru... plan, am văzut și eu confuzia asta între prestații și servicii, dar două lucruri diferite. Yes, pentru că aici automat intrau și copiii supuși riscului de abandon școlar și numărul de etichete sociale de la grădiniță și toate cele. Da, copiii supuși riscului de abandon, este 691 o altă lege, într-adevăr, pentru care facem planul de servicii, dar nu este acreditat ca serviciu. Îl facem noi în cadrul compartimentului. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu mai e nimeni, supunem la vot. Punctul 4. Cine de acord? Împotrivă? Abține? Mulțumim, domnul Arbitru.
domnul consilier, mai avem unul întrebări și interpelări. Cum la ordine de zi. Câte întrebări a fost astăzi? Te-a povestit domnul primar, vă scris la cuvânt, care și cum ce domnul Sufescu, aveți cuvântul. Referitor la programul ăsta RENS, eu fiind din partea Consiliului Local, îl primesc de la doamna Dimielu, prin care solicită să începe să încărcați platforma asta RENS. Înțeleg că cine trebuia să ocupi nu reușește, că am avut referat făcut, are și alte lucruri pe cap. Rugămintea mea este să dați măcar să începeți cu identificarea UAT-ului, măcar să se vadă că s-a pornit cât de cât cu activitatea asta. Eu doar am atribuții de a superviza, în partea Consiliului. Eu încă o dată vă aduc la cunoștință că suntem, cred că, printre singurile comuni care sunt la primit în acest sens. Cu date de identificare. O altă observație sau ca o propunere, vin ca o propunere față de dumneavoastră, ar trebui să identificați acele zone de uliță unde cetățenii nu reușesc sau n-au timp sau n-au chef să facă șanturile din fața gardului dumneavoastră acolo și să mergeți măcar cu un avertisment sau am votat și niște amenzi pe aici. Care să le puneți la aplicare dacă nu e după un avertisment, omul nu reușește să-și facă lucrul acesta. Da. Atât. Altcineva. Domnul Claus. Scurt, vă rog doar un răspuns scris la cererea mea cu camera de supraveghere ca să văd exact argumentul legal prin care nu vreau să îmi puneți imagine publice. Și văd că tot este o chestie grămadă de moloz aici lângă stația de autobuz, care tot se mărește de la perioada la alta. Se depozitează chiar deci la doi pași de primărie. Depozităm lângă stația așa moloz, parcă ar fi... Chiar nu se sesizează nimeni, chiar nu vede nimeni lucrul ăsta. Vine bine. Adică, înțeleg că uliță, undeva ascuns, dar e în ochii noștri aici. Adică chiar permitem așa... Acum, nu mai zic că mi s-a și zis de unde e. Și dacă zic, chiar s-ar domnul Crețu de sus, dar... Am înțeles că domnul Crețu, dacă puteți să-mi confirma sau nu, face modificări în interiorul stației de autobuz. E adevărat? Tot ce. Să confirmăm? Nu, vă pun o întrebare. E adevărat? Cu ei pus întrebare. Dumneavoastră. Sau domnului primar. Cine știe să răspund? Că domnul Crețu nu știe. Părerea ta. Nu zic. Acolo este un contract de închiriere, e un bun al nostru. Dacă cumva se modifică modul cum era compartimentat și înăuntru... Din cauza vremii care au fost cum au fost, nu s-a putut continua lucrarea. Este un acord. Dar aveți voi, dumneavoastră aveți un bun închiriat acolo, dumneavoastră aveți voi... Nu sunt eu cel care am închiriat bunul. Este Vasionul. Dacă nu vrei, fă-o adresă către Vasionul. Este un contract de chirie, se încălcează o chirie. Deci, înseamnă că acum recunoașteți că molozul ăla vă aparține. Păi cum să mi-aparține? Să plătești? Cine plătești? Propunem să... Plătim o chirie pentru molozul. Domnul Claudiu, acceptăm un răspuns la două primari. Hai repede, ca să terminăm cu problema. Nu, că răspund la fiecare la urmă. Bine, mai e altceva. Domnul Prizecar. Domnul primar, știți că am discutat și personal problema drumului de teren, județean. A spus atunci că până în par se rezolvă cu Buldo. Dar mai este până la... Nu cu Buldo. Buldo nu. Nu cu Buldo, cu Crederu. O să fie să drag un pic. Deci ați merge și dumneavoastră pe drumul ăsta. Ați văzut că nu se mai poate circula. Că mi-i da speranță. A spus că până la Paști. Dar n-a spus care. Corect. Atât am avut de spus eu. N-ați insistat cum am insistat eu ședință. De mai e cineva, domnul. Nu mai e răsuceți cuvântul. Deci am văzut că s-au umblat angajații primăriei prin sat și au văzut crengile pe sus care le-au tăiat în sfârșit modul de tăieri. Poate nu știu oamenii, n-au mai văzut, n-au mai curățat copaci. Dar n-au văzut pe jos, domnule, șanțurile s-au stupat, să scurge pe șatul de la Vas prin drum. Tă grămada de balasul de 3 ani va stupa șanțul, drumul să strică, aia nu a văzut, văd, cu nimeni până acum. E vorba de ulița mea, ca să nu căutați prea mult, e pe acolo, pe lângă mine. Mai e cineva? Domnul primar, vă rugăm da. Cu toată răspuns la oameni. La nimeni, încărcare cu date, da.
Eu am făcut date de identificare. Urma bugetului, suntem în discuții pentru achiziția, desemnarea contractului pentru RNS-ul obligatoriu, aveți dreptate, suntem printre comunele care nu avem așa ceva. Da, nu, dar nu, dar nu trebuie să-mi arătați, pentru că eu recunosc chestia, nu, nu putem să dăm. Dacă v-ați contrazice, atunci da, ar trebui să-mi arătați, dar eu nu pot să contrazic, pentru că este un adevăr. La domnule, cu privire la cetățeni, prenotați doamna viceprimar, o să facem imediat după Sfintele Sărbători, o să facem înștiințări și o să ajungem în zonă să le vedem ce, care ar fi și efectul, mai ales că ne dorim ca în decursul lunii mai să contactăm și o contractăm și pentru balastarea uliselor, în care noi nu știu dacă vă putem, sau conform legii vă putem implica, dar am vrea, o implicare și din partea dumneavoastră, acolo unde sunteți, în localitatea în care sunteți, că eu zic că e bine să mai să facem de la început decât să reparăm după. Că dacă o trecut să zicem, domnule, mai vrem, hai să fim acolo și să vedem despre ce vorbim. Domnul Dămoc, da, o să primiți răspunsul scris, v-am dat data trecută verbal, dar acum o să facem domnul secretar scris cu privire la camere. Moluzul din fața stației, da, l-am văzut, noi vrem să-l luăm acolo, am avut intenția. Ideea este că din discuțiile purtate cu cel de la, cu cel care au închiriat spațiul respectiv, ne-a adus la cunoștință verbală, precum că este o alunecare de teren în zonă și să putem să-l folosim acolo pentru consolidarea malului respectiv. Acum rămâne să ne întâlnim cu dumnealui, să vedem, să stabilim termenii exacti, cum se poate face respectivul, pentru că este acolo, într-adevăr, o ruptură destul de importantă. Dacă îmi dați voie. Deci dacă îmi dați, normal că vă dau voie. Înțeleg că s-au spart peretele ca să consolidăm noi nu știu ce mal, eu asta am înțeles. Nu. Am zis, eu v-am spus, din moluz. Bun. Nu-i treaba noastră, nu-i treaba noastră, era să identificăm cine avea depozitat, dacă nu-i proprietatea. Da. Și să luăm măsurile de rigoare. Corect. Eu v-am răspuns că moluzul respectiv, noi am vrut să ridicăm, la care cel care a închiriat ne-a venit cu propunerea să îl punem la consolidarea malului respectiv. Eu asta vă spun. Malului din spre râpă. Hai, ca picecar, domnul picecar. 252A rămâne problema, am mai spus-o, dintotdeauna comunii Horgești. Eu pot să vă spun și erați ieri în ședință când am fost sunat. N-ați primit un răspuns favorabil de anul Nu. Eu nu mai cred în Moș Crăciun la Paște. Deci eu sunt mai cu Toma, nu mai de credincios. Adică eu am primit favorabil vorbi. Nu. Eu aș vrea și fapte. Așa? Vreau să vă spun că și astăzi, dacă am avut o discuție cu doamna director, răspunsul pe care dumneavoastră mi-a dat, o zis, o să discute cu cel care a câștigat licitația, domnul Păduraru de la Serb Drum. Nu știe, deci un răspuns concret nu are să discute cu dumnealui. Fiind investiții, vă dați seama că ar trebui să vină pe românește pe banii dânsului, pe românește. Altfel, e prinsă deja, ordinul de începe a lucrările s-a dat. Eu vă spun ce, mi-aș dori și eu să stau liniștit de Paște, adică să nu să împlinească Paștele pe românești. Mai mult de atât, ce să vă răspund. Domnul Dan, că tăiarea crengilor, am discutat și ieri, în mini comisia de juridic, tăiarea crengilor, fiecare știți cum e o vorbă, fiecare are modul lui de a vedea lucrurile. Eu tai crengi. Suni omul, să-l curăț tu sau îl curăț eu, nu intervii așa, poate îl fac eu, asupra domeniului public, domnul Dancă, asupra domeniului public, cred că n-ar trebui să sunăm pe nimeni. Cum adică, o vizitat în grădina dumneavoastră, vă dăia copacii? Da. Păi ce să-ți dați poliția atunci? Domnul, eu am zis că pe domeniul public.
Eu, din punctul meu de vedere, și noi nu am dat, meargă în grădina omului să dai copaci. Deci exagerăm, cred zic eu. Nu cred că a intrat nimeni în proprietatea nimănui. Atunci, violare de proprietate, intrăm la altceva. Nu. Nu o să bagă bun. Nimeni așa. Și balatul, într-adevăr, ce ați dumneavoastră, a ridicat problema. Noi am înțeles mesajul, doamna vice, înțeles. Dacă considerați că într-o anumită perioadă de timp nu s-au evaluat măsurile pe care dumneavoastră le considerați că ar fi beneficii, vă puteți adresa în scris. Și dacă nu se fac șansele de dialog, eu sunt conștient și eu, domnul. Eu sunt conștient și eu. Eu sunt conștient și eu de chestia asta, dar am mai discutat chestia asta de multe ori. Anormal o deveni normal pentru noi aici. Și se uită ca și cum noi am fost, deci când cerem chestia asta, ca și cum noi am fi ciumate. Ne-am întâlnit cu diverse replici pe care n-aș vrea să le reproduc în cadrul unui consiliu local. Bun, mângheat, non-gheat, ghiță, hanga și genul. Deci oamenii, totul este frumos, tot vrem să fie frumoasă comuna asta noastră, dar să nu începem cu dumnealui. Dumnealui nu, bă, chiar cu mine, dar chiar aici ai văzut. Deci, vă spun, bine, astea ar fi cele mai frumoase replici, bine mele de rigoare, nu vă mai spun și cele urâte. Rămâi cu un gust amar în momentul când... Să punem la aprobare? Ce să supunem, domnul? Să punem încheierea ședinței. Da? Din curiozitate așa, când am trecut dealul la Joseni, am uitat și eu după hârtii pe jos. Chiar n-am văzut. Dar ăia au ajutoare sociale, noi n-avem, domnule, doar două dosare. Eu zic că chestia e de educație. Păi asta e educația, educația, atenție, educația pleacă de la noi, de la fiecare. Nu-i vorba de educație, mă dau la Bulhoți, adunau hârtile la 4 km distanță. Și aici se adună, și dacă imediat se dau, cum se adună bunoarea? Haideți să vă dau un exemplu a unui concetățean de-a nostru. Cam zis și eu, domnule, am eu o dilemă mare pe care eu am găsit și răspunsul, dar nu vi-l dau acum. De ce ne comportăm afară ca afară și aici ca aici? Și vă dau un exemplu. Și aici, domnule, ai perfect dreptate. Am venit din Italia cu cineva cu mașină. Nu dăm nume că e bârfă, nu asta. A venit frumos, deci el fumător șoferul. Domnule, fuma omul, își punea acolo așa frumos, ajungea când oprea la Peco, se ducea cu cutiuța, o vărsa, trece granița la România. Deschide geamul. Și zice, băi, dar ce ai făcut? Te-a vrut să te apreciezi pentru treaba asta. Hai mă, s-a încordat cine. Deci vedeți dumneavoastră cum noi facem chestia. Nu vine nimeni de afară să ne arunce. Așa și la noi. Apropo de hârtii. Credeți că vine de la Joseni să ne arunce hârtiile la noi? Credeți că vine de la Horgea să duce la Răcătoț să lăsă hârtiile acolo? Eu vă spun. Luați-vă, rog eu, o atitudine. Și cred că care o luat așa. Să-i spuneți cuiva chestia asta. Dumneavoastră, ca și consilier. I-am zis. Și replica? Replica e asta, domnul primar. Te iubesc și el... De nu te vezi, te iubesc, de nu te vezi. El zice, te fac. Arată origine. Da. Domnule, vă mulțumim pentru participare. Eu vă doresc sărbători fericite la cei care vă sărbători Sfintele Sărbători și toate cele bune. Ne întâlnim sănătoși. Mai lumina. Să vă doresc succes în continuare în activitatea dumneavoastră.